prea puțin interesante. Nu, dar asta înseamnă... o campanie proastă. Bun. Și PSD a avut o campanie bună. Ce spunea Cornel, că n-au avut mijloace și așa mai departe, au avut o campanie slabă, neprofesionist făcută. Dacă ar fi fost profesionist făcută, în condițiile astea, Băsescu era... Iar Băsescu a avut multe momente neinspirate. De vârste, pentru că e foarte interesant această defalcare pe vârste. De la 18 la 34 de ani, 56,8% l-au votat pe Traian Băsescu. De la 35 la 49 de ani, 56% l-au votat pe Traian Băsescu. Și trecând peste 50 de ani, de la 50 la 64, 57% a votat Adrian Năstase, iar peste 65 de ani, 67% a votat Adrian Năstase. Adică pensiile, medicamente gratuite, etc., cupoane de excursie, ajutoare pentru hectar, etc. Deci, Băsescu a venit pe generația tânără, pe oamenii care sunt în economia privată, pe tineri, pe cei care sunt pe partea dinamică a societății. Adrian Năstase a speculat partea de veche, partea de prejudecăți, inactivă de trecut. Social. Inactivă social. Inactivă social, voilà, a României. Deci, dependentă și conservatoare. De ce în absența unei campanii Alianța a câștigat? Deci a fost ajutorul mass media și a mijloacelor chiar cele mai independente. Domnul profesor, vă bate Dumnezeu. Apropo de ajutor. Care ajutor? Mass media l-a ajutat pe Traian Băsescu. Domnul profesor. Atitudinea dumneavoastră din seara asta, nu îți vezi că a fost complet neutră? Nu, dar e după ora 21, domnul profesor. S-a terminat să vedea campania electorală. În timpul campaniei. Dar dumneavoastră era perfect neutră până acum? Nu. Nu, atunci care e problema? Dar să terminat, nu mai votează nimeni. Domnilor, nu avem decât o singură atitudine neutră în seara asta a publicității, după care ne pregătim de concluzii. Publicitate va șuga. Din Oceanul Pacific, ieși afară dumneata. Nu mai alege, ia-le pe toate. Cu cardurile flexibile de la UniCredit. UniCredit România, banca adaptabilă. Relaxează-te un an pe banii noștri. Din 5 ani de leasing, unul e plătit de Skoda. Beciul domnesc. Un caracter aparte. Demistople. Așa vă rog să stați. Acum la Altex iei credit doar cu buletinul, în limita a 20 de milioane de lei. Febră, frisoane, dureri de cap sau musculare. Stare gripală? Acționați de la primele simptome. Imediat oscilococcinum. Oscilococcinum este un medicament homeopatic produs de laboratoarele Boiron. Pregătește-te! Trenurile Zăpezii au ofertă irezistibilă și anul acesta. Trenurile Zăpezii, cea mai scurtă distanță dintre tine și vacanță. Un ursuleț de pluș, aparate de masaj, un cap de leu pe auriu. Mulțumim! Următorul.
cea mai generoasă ofertă. Și minute în rețea, și minute naționale, și convorbiri internaționale, și mobil la $19. ZAP, the next generation network. Nepoțelul meu. Descoperă noua perla Harghitei. Iubește natura. Consumul de alcool în exces dăunează grav sănătății. Domnilor invitați, suntem la finalul unei emisiuni care nu risipește incertitudinile. Pe acest fond, care înseamnă de fapt respect pentru numărătoarea finală, aș vrea să vă întreb, credeți că după această încercare mai specială a democrației din România se vor schimba lucrurile în următorii 4 ani parlamentari și 5 prezidențiali? Și aș vrea să spună punctul de vedere toți analiștii politici aici prezenți. Să începem cu domnul Turcescu. Vom avea schimbări fundamentale? Va crește calitatea instituțiilor publice și ale statului? Va crește democrația? Va fi presa mai puțin obedientă? Vom avea un mediu public în care cetățeanul nu trebuie să folosească alegerile. Presa este obedientă, să nu o luăm chiar așa. Am spus, avem o presă mai puțin. Domnul Turcescu. Nu, Dumnezeu știu, domnul Turcescu. Nu poate nimeni să parieze ce se va întâmpla în următoarea perioadă, cu atât mai mult cu cât vă mărturisesc sincer că speram undeva în naivitatea mea că în seara aceasta, o perioadă extrem de agitată, cel puțin din punctul meu de vedere ca jurnalist, va intra la un... se va sfârși oarecum, va veni o perioadă destul de calmă, oricum ar fi fost această perioadă. Eu cred că din contră, în momentul de față, vom avea niște săptămâni, poate chiar luni de zile, extrem de agitate. Vă aduceți aminte că pe 28 noiembrie, în acest studio, spuneam atunci de varianta alegerilor anticipate pentru prima oară. În momentul în care toată lumea s-a uitat cu oarecare, suspiciune la o astfel de afirmații, continuu să cred că ne putem lua în calcul un astfel de scenariu, că despre maturizarea instituțiilor democratice, a democrației în România, sigur, ele vor avea loc, dar nu ne putem aștepta la acest lucru în 4 ani de zile. Domnilor, s-au făcut niște pariuri aici în timpul pauzelor, îndrăznește cineva să dea foarte scurt și un pronostic sau cum anticipează sfârșitul votului până la urmă? Că este sau un joc? Să comenteze. Să ne spună și ce credeți, cum se va termina. Niciun pariu. Ieri puteam să fac pariu și am și făcut azi. Deci eu cred că cine știe? Eu cred că România va deveni, după ce se termină această perioadă agitată, mai bună. Pentru că de fiecare dată dintr-o experiență de tipul ăsta mai avem ceva de învățat și ne rămâne ceva. Și nouă comentatorilor, și cetățenilor, și politicienilor. În plus, vom parcurge o perioadă în care, indiferent cine câștigă, va avea un adversar mult mai puternic decât au fost adversarii din ultimii 4 ani ai puterii. Ceea ce echilibrează lucrurile. Și în al treilea rând vom fi cumva, într-o oarecare măsură, pe pilot automat în drumul spre aderarea Uniunii Europeană și vom fi lăsați mai greu să greșim. Se va mai da și peste mâini mai des. Asta e problema. Deci în următoarii 4-5 ani suntem sub controlul strict al Uniunii Europene. Deci indiferent care va ține zonă, dacă luăm după ultima decizie, eu n-aș absolutiza binefacerile acestei Uniunii Europene. Exact. Deci monitorizare strictă, deci indiferent care va fi rezultatul de mâine, de poimâine, de peste 3 zile, cel puțin la nivelul instituțiilor nu se vor putea face pași alături decât cu riscuri enorme și care ar putea să coste țara. Deci, indiferent de aceste rezultate, vom fi obligați să pășim numai spre democrație, să ne integrăm în instituțiile europene cu respectării rigorilor respective. Și dacă lupta pentru putere dintre cele două tabere va împiedica acest lucru? Sunt și eu o întrebare, îndrăznesc. Deci cum să vă spun, eu refuz să cred că oricine va fi. Adică dacă se vor bloca între ei pentru că unii nu vor accepta că au pierdut. Bun, deci s-a vorbit foarte mult de eventualitatea alegerilor anticipate, ele devin probabile, dar oricine va fi în opoziție, dacă va obstrucționa într-un fel sau altul
calendarul european, deci parcursul pe care îl avem de urmat de acum înainte, își va asuma inclusiv riscul de acolo. Domnul Past. Eu cred că ce s-a întâmplat mai e o victorie a democrației în România. O rea să anunți un câștigător care are de două ori mai multe voturi decât ăla care pierde sau câteva milioane de voturi în plus. Și altă e ca instituțiile statului român să treacă examenul ăsta în care trebuie să... nu l-au trecut. Las puțin, că ăsta e examen pierdut, nu ăsta e nu l-au trecut deloc. Ăsta e pierdut, nu e trecut. Nu, eu cred că e un examen câștigat. Nu, de cine? A organizat prost și suspiciunile sunt de prea mari. Instituțiile ăsta. Nu, cred că e câștigat de conștiința cetățeanului. Atât. Cetățeanul va trece, trebuie să treacă și un examen. Becul care a fugit, fiecare, cine a câștigat? Fiecare din cei care au votat cu celălalt. E serioasă, becul se întoarce. Cu cel care pierde. Va trebui să recunoască și să accepte drept președinte pe cel care câștigă. Dar să se întâmple întâi acest lucru și să fie numărătoarea și toate condițiile deci de validare a alegerilor îndeplinite. Doamne, la urmă, de ce să-l contrăm pe domnul Pasti, care are dreptul la o opinie? Păi, da, are, dar și noi... Deci eu n-am nicio îndoială că noi vom trece examenul ăsta, că va exista un președinte în urma acestui numărări a voturilor și că acest președinte va funcționa. Iar apropo de lupta pentru putere de care s-a pus a fost pusă în discuție. Eu cred că dacă PSD-ul pierde, nu se va împăca. Adică dacă Adrian de Stase pierde, eu nu cred că se va împăca ușor cu această situație. Indiferent cine câștigă alegerile prezidențiale și indiferent cum se va forma viitorul guvern, cele două tabere vor trebui să colaboreze. În perioada care. Este o viziune idilică. Asta nu e viziune idilică. Viziunea dumneavoastră vor trebui să colaboreze pe o sarcină pe care putem să le transmitem sau este un vis? Este o logică a politicii interne și vor colabora. Mă bucur că ați găsit această domnul logică. Domnul Stelian Tănase. Ce examen de acest tip, adică alegeri, partide care se confruntă, ieșirea de la putere și instalarea noi puteri, fie pe continuare, fie pe schimbare, este un viziu al democrației și care îmbogățește acea democrație. Deci e bine că România trece până asemenea lucruri, nu în sensul falsificării alegerilor, ci în sensul alegeri tensionate, rezultate apropiate. Iar dacă ar fi... Rog atelierul dacă, să dacă, dacă ar fi și coabitare, ar fi un exercițiu și mai dens, asta vreau să spun. Un al doilea lucru pe care vreau să-l spun, evident, becul s-a compromis copios în aceste alegeri și trebuie luate și măsuri. Nu știu care e cadrul legal, se poate întâmpla, dar cei care au condus becul, cei care au organizat alegerile, trebuie o comisie parlamentară care să se instituie, să analizeze foarte exact ce s-a întâmplat acum. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este orice partid inteligent sau orice lider inteligent ar sta în opoziție în următoarele luni. Da. Poate că totuși, poate că, vreau să întreb dacă totuși această, dacă se va face o coabitare, vor fi totuși mutații și mișcări tectonice în ambele părți, de ambele părți politice, ca să întâmple asta. E logic să orice alegeri, nu asta este surpriza. Surpriza ar fi să avem o Românie mult mai solidă din punct de vedere democratic. Și asta era întrebarea, va fi România mai bună, mai solidă din punct de vedere democratic în următorii ani? Răspunsul este, dacă o privim ca un fruct care se coace la soare, nu. Ea trebuie consolidată de noi. Dacă vom înghiți mai departe ca TVR-ul, Antena 1 sau ProTV-ul peste noapte să devină de un fel sau de altul și să ne păcălească în partipriuri, dacă vom înghiți diverse alte instituții care să nu dea socoteală cetățeanului, instituții publice, nu private, atunci nu se va întâmpla nimic. Va merge mai rău. Dacă vom exercita partidele de opoziție, indiferent care va fi ea, presa va exercita în continuare presiuni asupra celor care sunt la putere, indiferent cine sunt, indiferent care va fi președintele, să-și respecte legea, să nu-și mai permită excesele pe care și le-a permis, grosolane pe care și le-a permis Ion Iliescu pe final de mandat în favoarea partenerilor săi politici, prietenilor săi politici sau copiilor săi politici, atunci România va fi o țară mai democratică. De la Bruxelles nu vor veni să ne ancheteze nici contractele cu IADS-ul. Ideea de a aștepta soluții de la Bruxelles este un mare fals, o mare minciune. E ca și cu povestea cu americanii, că o să vină americanii să ne salveze. Dacă nu ne salvăm prin noi înșine, prin presiunile democratice pe care le facem, prin presiunile civice, prin presiunile media, pentru a-i obliga pe politicieni să rămână în pătrățica lor, în spiritul și limita legii, nu va fi o Românie mai bună. Dacă vom ieși în stradă, dacă ne vom apăra cu toate mijloacele, legea, dreptul, instituțiile democratice, ok, va fi o Românie în care să credem. Mai o precizare, ProTV și Antena 1 sunt televiziuni private,
Cred că problema este a ziariștilor care lucrează acolo. Trezirea publică e altceva, e a noastră, a tuturor, și are obligații legale. Păi, bănuie că peste noapte se vor contamina și ei de independență și echidistan. Puteți anticipa un rezultat? Nu cred. Puteți anticipa un rezultat al acestor alegeri? Nu pot. Nu, până nu avem un rezultat. Și mă tem cum voi crede, cum voi aborda rezultatul, indiferent care va fi acela. Dar atunci v-ați jucat măcar să anticipați ce președinte vom avea, că a fost tema emisiunii în această seară. Ați auzit răspunsurile domnului Băsescu, ale domnului Năstase? Domnul Băsescu își dorește să fie lider, nu? Parcă așa am înțeles. Și domnul Năstase își dorește să fie conducător. Avem o ce președinte vom avea? Lider, conducător sau stăpân? Nu știm, dar un singur lucru avem. Cursul a dat deja un mic avantaj pentru Adrian Năstase în prima fază, pentru a-i permite un discurs de învingător în alegeri. Ceea ce este necinstit, pentru că a revenit apoi și el la 50-50. Îmi pare rău. I-a dat un mic tempo de imagine lui Adrian Năstase, ca și cum ar fi fost câștigător. Iată că două institute acum spun că e 50-50. Deci, până și asta, o bănei nu de întâmplare, ci de o mică tărășenie. Eu cred că echilibrul 50, va se relativ de 50-50, dar nimic anormal, dar din potrivă. Cred că ei trebuie o perioadă mai de normalitate și că în următorii patru ani... Era vorba de primul rezultat care s-a dat. Următorii patru ani, răspund la întrebarea noastră, nu la întrebarea dumneavoastră. În următorii patru ani vom avea un echilibru între două partide, foarte fragil, și dacă vreți, învățarea va veni de aici, că se pot pierde alegerile un procentaj foarte mic și atunci guvernanții vor deveni din ce în ce mai atenți la orice pas îl vor face, pentru că dacă 1% poate să balanceze rezultatul în partea cealaltă, vor fi atenți la 1%. Când au 20-30 în față, nu le mai pasă ca o marjă mare de... Aș adăuga ceva la spusele domnului profesor. Se pot pierde alegerile cu toate tunurile de televiziune puse pe opoziție, cu toate ziarele zdravene, în speranța că păcălește electoratul, cu toate pomenile și cu toți banii aruncați pe străzi sau dați 1 milion la cei care sunt să voteze. Se pot pierde alegerile. Nu poți mistifica sentimentele populației. În Birmania, Aung San Suu Kyi, celebra laureata premiului Nobel, a câștigat alegerile fiind în închisoare. Deci, în ciuda tuturor opreliștilor, ea era în închisoare, da, și a câștigat alegerile. Și era Birmania și încă n-au aflat dictatură asta. Militară. Încă nu cred că e posibil. Nu, deci vreau că să scoate toate locurile din Parlament, în afară de unul singur. Dacă, într-adevăr, populația avea. Mie mi-e teamă de un președinte care o să vrea să fie stăpân. Dacă o anumită persoană o să ajungă președinte... Care de mine mai tenta spre asta? E, ghicitoarea, mai las. Unii s-au purtat deja ca niște argați. Ceea ce înseamnă că cineva le-a impus o atitudine de stăpân. Și de mie de asta mi-e frică. Stăpân cu 50,000. Până la urmă, cum bine știți, cu chinuială sau fără, cu scandal sau fără, 50-50 va deveni o diferență care va numi președintele. Și va trebui să... Acum aș vrea să facem un calcul de sociologi. Calculele pe trenduri, pe acea regulă a exit poll-ului care totdeauna dă la urne un avantaj opoziție, eu cred că Băsescu este câștigător. Pe aceste calcule simple, de aritmetică. Așa cred că este. Mi se pare foarte interesant ce a spus domnul profesor. Politicienii vor deveni mult mai simțiți atunci când se raportează la cetățean, tocmai fiindcă victoria acum stă în câteva voturi. E observație. Și mai trebuie să ne obișnuim cu ideea că dacă în America se ajunge la 100.000 de voturi și la noi s-a cam terminat cu milionul și cu sute de milioane de diferențe de voturi. Deci bătălia sensibilă și polarizarea forțelor politice va impune un respect extraordinar. Să vedem ce se va întâmpla. S-ar putea ca unul din partide să meargă pe un tren de spre stătate. Doamnă, sunteți de acord să închidem? Da, sunt de acord să închidem. Domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru participare. Și învinsul și învingătorul mâine dimineață o vor lua de la capăt, pentru că România trebuie condusă, indiferent dacă cu sau fără acordul nostru. Deocamdată... Mie teamă că și noi o să vom de la capăt. Așa este. Vă mulțumim foarte mult. Unii dintre noi o să continuăm. Vă urăm, stimați telespectatori, noapte bună. Noapte bună. Astăzi priviți realitatea așa cum nu ați mai văzut-o până acum.
o realitate pe care o veți descoperi în fiecare zi, la fiecare oră, în fiecare minut. Am declanșat un maraton informațional în timp real. Evenimentele ajung la dumneavoastră din secunda în care încep să se producă. Le urmărim pas cu pas ca să aflați primii care iese deznodământul. Misiunea noastră? Să transformăm televiziunea într-o oglindă fidelă a realității. Mai mult, găsim împreună explicația pentru fiecare lucru care s-a petrecut. Analizăm fiecare eveniment ca să aflăm cum ne poate influența viața. Deseori vi s-a arătat imaginea unei românii sângeroase, încropită din accidente, crime și violuri. Sunt lucruri care se întâmplă peste tot în lume, dar nicăieri și nici în România. Toate acestea nu sunt definitorii. Realitatea TV este ceea ce căutați. Știri nepărtinitoare, evenimente importante, analizate și dezbătute fără patimă și fără subiectivism. Trebuie să știți și trebuie să înțelegem împreună. Realitatea înseamnă mai mult. Știri din oră în oră, ediții speciale, confruntări și analize politice și economice, documentare și mici enciclopedii. Viața unei națiuni nu este subiect de glumă. Astăzi ai știri serioase. Asta e realitatea. Ce ai fi fost tu dacă nu ar fi fost Revoluția? Ce șanse și ce frustrări ți-a creat Revoluția? Spune-ți părerea și mesajul tău va deveni public. Sună la 0800 080 333, apelabil gratuit din rețelele Conex, Orange și RomTelecom. Ai un minut la dispoziție să ne spui părerea ta. La final, nu uita să-ți lași numele și localitatea de unde suni. Românii s-au bucurat mereu cu ocazia alegerilor. În piața universității s-au încins spore. Au investit în cel ales speranță. Au crezut în evoluție și au imaginat că lucrurile vor merge mai bine. De cele mai multe ori au avut parte de dezamăgiri. Pentru explicații, ar fi util să vedem care sunt, conform Constituției României, atribuțiile președintelui. Președintele României desemnează primul ministru, numește guvernul, revocă la propunerea primului ministru pe unii membri ai guvernului. Președintele României poate consulta guvernul cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită. Președintele României poate lua parte la ședințele guvernului în care se dezbat probleme de interes național. Președintele României poate să dizolve parlamentul după consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare. Așadar, președintele numește guvernul și primul ministru, dar pe parcursul mandatului său nu poate lua nicio decizie fără acordul acestora. Președintele României, după consultarea parlamentului, poate cere poporului să-și exprime prin referendum voința cu privire la problemele de interes național. Președintele României încheie tratate internaționale în numele României, negociate de guvern, pe care le supune spre ratificare parlamentului. Președintele României, la propunerea guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai României, aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Deci, și în ceea ce privește problemele de politică externă, președintele țării este obligat să consulte cele două foruri superioare interne, respectiv guvernul și parlamentul. Președintele României este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a țării. Președintele României poate declara cu aprobarea Parlamentului mobilizarea parțială sau totală a forțelor armate. Președintele României instituie cu acordul Parlamentului starea de urgență în întreaga țară sau în unele unități administrativ-teritoriale. Președintele țării poate lua decizii în ceea ce privește apărarea și securitatea țării, dar numai cu acordul Parlamentului. Sunt și situații când președintele țării nu are nevoie de încuviințarea guvernului sau a Parlamentului. Rare, ce-i drept, și fără prea mare importanță, acestea au mai mult un caracter formal. Președintele României conferă decorații și titluri de onoare. Președintele României acordă gradele de mareșal, de general și de amiral. Președintele României acordă grațierea individuală. În ciuda faptului că deține funcția supremă într-un stat, președintele țării nu are foarte multe atribuții.
Cu toate acestea, sperăm ca viitorul președinte al României să fie o prezență activă în viața socială și politică a țării. Rezultate strânse după al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Sondajele realizate la ieșirea de la vot indică egalitate între Traian Băsescu și Adrian Năstase. Ambii candidați la președinție consideră că au câștigat scrutinul de astăzi. Sute de oameni sunt nemulțumiți că nu au mai putut vota pentru că secțiile de votare s-au închis chiar la ora 21. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la sinteza zilei de 12 decembrie. Două sondaje, un singur rezultat. Atât sondajul Insomar, Metromedia Transilvania, cât și cel realizat de Curs indică egalitate între Adrian Năstase și Traian Băsescu. Sondajul realizat la ieșirea de la urne de Centrul de Sociologie Urbană și Regională Curs indica faptul că Adrian Năstase și Traian Băsescu sunt la egalitate. Aceeași egalitate se regăsește și în sondajul Insomar, Metromedia Transilvania. Rezultatul reprezintă și o premieră. Cei doi candidați sunt departajați de doar câteva voturi. Traian Băsescu a ieșit în curtea sediului Alianței PNL-PD, de unde s-a adresat alegătorilor din întreaga țară, imediat după anunțarea primelor rezultate ale sondajelor. Colega noastră, Cristina Ionicianu, se află și acum la sediul Alianței. Ne spune ce mesaj le-a transmis Traian Băsescu românilor care au venit astăzi la urne. Cristina, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Melania, bună seara, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, Traian Băsescu a coborât aici, în fața sediului Alianței din strada Modrogan, numărul 1, și a ținut să mulțumească atât celor prezenți, cât și electoratului român. Sosirea lui a stârnit o explozie de bucurie. Dar să vedem care au fost mai exact cuvintele prezidențiabilului Alianței și cum au reacționat cei prezenți. Nu mai puțin! Încep prin a mulțumi electoratului român. El a arătat că până și o putere care și-a uitat decența a încercat să stăpânească și să controleze tot, poate fi bătută. Rezultatul din exit poll este un rezultat pentru ora 19, iar secțiile de votare sunt pline cu electoratul tânăr al Alianței. Evoluția de astăzi a fost formidabilă în exit poll-urile care s-au făcut de la ora 11 încoace. Dacă la ora 13 Adrian Năstase avea un avans de 12%, la ora 19 situația era echilibrată. La ora 21 va fi 52-48 pentru mine. Mulțumesc! Mai repetă că n-ai fost în direct! Mai repetă! Mulțumesc încă o dată electoratului român și îl asigur că voi fi un președinte al românilor. Mulțumesc colegilor din Alianță, mulțumesc lui Călim Popescu Tăricianu, mulțumesc domnului Teodor Stolojan, oameni care au fost tot timpul alături de mine. Mulțumesc formidabilei mele echipe de campanie, care a dovedit că poți să câștigi alegerile și cu bani puțini în România. Dați-mi voie! Dați-mi voie să transmit electoratului din România și românilor de peste mări și țări care au votat astăzi salutul Alianței. Să trăiți bine! Yeah!
Cu doar o oră în urmă, însă, Traian Băsescu a revenit cu un nou mesaj pentru toți cei care l-au susținut. Un mesaj în care le-a mulțumit încă o dată tuturor și în care a făcut apel la calm. Am convingerea că instituțiile statului își vor face treaba, că ele sunt datoare să garanteze românilor că fiecare vot pe care l-au introdus în urnă va fi adresat și contabilizat în dreptul aceluia pentru care ei au optat. În același timp, poate astăzi, PSD-ul poate să primească o lecție și chiar a primit-o de la viață. Situația de neîncredere pe care mulți dintre români au început să-și o manifeste față de numărătoarea reală a voturilor este efectul faptului că timp de 4 ani au disprețuit respectul pentru instituții. Astfel de erori grave de guvernare și defecțiuni de democrație uneori se plătesc. În calitate de candidat la funcția de președinte al României, garantez românilor și cer românilor să aibă încredere în instituțiile statului, iar sentimentul pe care aș vrea să-l aibă instituțiile statului, aș vrea să fie acela de încredere că noul președinte le va respecta. Am văzut care au fost mesajele lui Traian Băsescu. Să mergem acum la sediul Uniunii PSD Plus Pur, de unde colega noastră Oana Sultănoiu ne spune care a fost atmosfera la anunțarea primelor cifre estimative. Oana, bună seara, te ascultăm. Bună seara! Așteptăm rezultatele finale, alegeri pe muchie și e o stare de normalitate. Acestea au fost primele declarații pe care liderii PSD le-au făcut după anunțarea rezultatelor estimative ale celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Dacă în urmă cu 2 săptămâni aici, la sediul PSD din Chisălev, se deschideau sticle de șampanie, în această seară socialdemocrații au fost mult mai rezervați, atât în atitudine cât și în declarații. Primii lideri au sosit la sediul din Chisălev în jurul orei 20:30. Președintele Ioniescu a preferat de această dată să urmărească rezultatele exit poll-urilor din biroul său, renunțând la mai fi lângă Adrian Năstase, așa cum s-a întâmplat la primul tur de scrutin. Dar să vedem care a fost declarația pe care Adrian Năstase a făcut-o pentru cei care l-au susținut la aceste alegeri. Vreau să le mulțumesc colegilor mei de partid, colegilor de la Uniunea Națională PSD și PUR. Vreau să le mulțumesc colaboratorilor noștri, celor care ne-au ajutat în această campanie care a fost foarte dificilă. România a pornit pe un drum bun. Dezbaterea din campania electorală ne arată că sistemul democratic funcționează. Viața politică românească este polarizată la nivelul partidelor și iată acum și la nivelul candidaților pentru președinție. Vom ști probabil mâine, în cursul dimineții sau în cursul zilei, rezultatul final și atunci vom putea să ne pronunțăm cu adevărat. Deocamdată mă bucură faptul că sondajul la ieșirea de la vot, care a fost prezentat de către curs, îmi dă un avantaj de aproximativ 160.000 de voturi. Sunt convins că mâine acest rezultat va fi consolidat de numărătoarea realizată de biroul electoral central, de circunscripțiile județene, de către secțiile de vot până la urmă. Dar, repet, ceea ce este important este ca drumul pe care am pornit să continue. Este important ca noi toți, solidari, să mergem înainte. Avem o misiune dificilă, noi toți, oameni politici, cetățeni ai României, care dorim nu doar să intrăm în Uniunea Europeană, dar dorim ca rezultatul acestei integrări să fie mai multă bunăstare pentru fiecare familie, pentru fiecare casă. De aceea sunt absolut convins că de rezultatul acestor alegeri va depinde ceea ce se va întâmpla cu destinul, cu viitorul României, cu viitorul românilor. Sunt...
După o zi în care milioane de oameni au trecut prin fața urnelor, după o seară în care situația s-a încins progresiv odată cu apropierea orei de închidere a urnelor, românii au ieșit în stradă. Pentru bucureșteni, destinația este deja cunoscută, Piața Universității. Colegul meu, Răzvan Dumitrescu, se află și el acolo, ne poate spune care e atmosfera, unde s-au adunat cei mai mulți susținători ai lui Traian Băsescu. Răzvan, bună, ce se întâmplă acum acolo? Bună seara, Melania! Acum se întâmplă că Traian Băsescu a ajuns în Piața Universității și în momentul de față s-a adresat mulțimii care l-a așteptat acolo. Euforia a fost așadar în rândul susținătorilor alianței PNL-PD cu mult mai mare decât în transmisiunile anterioare, când am avut prilejul să vă spun ce se întâmplă aici în piață. Așadar, să începem cu sfârșitul, ca să spun așa. Traian Băsescu a venit până la urmă aici. Înainte de sosirea lui Traian Băsescu era ceva rumoare și agitație. Probabil că susținătorii aflaseră că liderul lor va ajunge aici în piață. Lumea este ceva mai animată, este mai multă lume decât era în transmisiunile anterioare. Sunt foarte multe mașini și foarte mulți susținători au venit cu mașinile. Claxonează, este un zgomot infernal. Cum o oră în urmă puteam auzi aici, printre melodiile puse și melodiile celebre din zona Piața Universității din anii 90, atmosfera a fost destul de calmă, liniștită, s-a circulat fluent în toată această perioadă, deși unitățile de poliție sunt foarte prezente aici. Știm sigur că Ministerul de Interne și-a chemat angajații aflați acasă, știm sigur că este un fel de alarmă la Ministerul de Interne. Mai știm de asemenea și am văzut cu ochii noștri și provocatori. Aceștia însă au un stil de a opera foarte interesant, pleacă cum pui camera de luat vederi pe ei. Au fost așadar vreo doi astfel de indivizi care n-au reușit să facă absolut nimic, însă pot fi ușor recunoscuți, ei sunt vânjoși, foarte musculoși, înjură, caută să provoace oamenii, au plecat de îndată ce camerele de luat vederi au fost ațintite către ei. Așadar, este o atmosferă incendiară printre cei aproape, să zic, 1000 și ceva de suporteri ai alianței PNL-PD. Să vedem cât mai rezistă ei, pentru că este foarte frig în Piața Universității și bănuiesc că Traian Băsescu le va repeta mesajul pe care de altfel l-a transmis în direct și la noi la Realitatea TV. Mulțumesc foarte mult, Răzvan. A fost colegul nostru, Răzvan Dumitrescu, care se află în Piața Universității. Și în inima Banatului, trebuie să vă spun că timișorenii au umplut străzile. Colegul nostru, George Dumitrescu, ne poate spune cât de încinsă este atmosfera acolo. George, bună seara! Bună seara, bun găsit, doamnelor și domnilor, bună seara, Melania. La această oră Timișoara este în fierbere, este miezul nopții, dar bucurie mare pe străzile Timișoarei după închiderea urnelor la ora 21. Simpatizanții lui Traian Băsescu au ieșit pe străzi și au pornit în număr mare, aproximativ 1000 de manifestanți extrem de zgomotoși și foarte fericiți, de la sediul Alianței Dreptate și Adevăr, trecând prin fața prefecturii, apoi prin fața Hotelului Continental și ajungând în Piața Revoluției la Opera din Timișoara, acolo unde în urmă cu 15 ani a pornit Revoluția. I-au scandat pe tot parcursul pe care l-au străbătut pe acest traseu, jos comuniștii, jos comunismul, Băsescu președinte, și mai ales au spus să trăim bine, ca răspuns la salutul lui Traian Băsescu atât de desfolosit de acesta în campania electorală, să trăiți bine. Aș vrea să vă mai spun că în primul tur al alegerilor prezidențiale, Traian Băsescu, despre care n-ai ști, spun că va câștiga detașat acum la Timișoara, s-a situat în aproape 50% dintre voturi, iar Adriana stase la jumătate. Specialiștii spun că acum în turul al doilea al prezidențialelor, Traian Băsescu ar putea să câștige peste 50%, undeva la 60% chiar, astfel că bănețenii ar declara, așa cum spuneau și astăzi pe străzi, că președintele lor este Traian Băsescu. Exista și o contramanifestație de mică amploare însă aici, e organizată de Partidul Social Democrat. Aproximativ 100 sau 150 de persoane s-au aflat pe un traseu din centrul orașului. Din păcate, ei n-au fost primiți cum se cuvine de timișoreni. Asta pentru că de la anumite geamuri din blocuri au fost aruncate ouă în manifestanții care scandau numele lui Adrian Năstase. Atât de la Timișoara, bucuria continuă aici. Traian Băsescu este câștigător, așa spun manifestanții. Vom reveni cu informații la ora 7. La revedere! Mulțumesc foarte mult, George Dumitrescu. Colega noastră, Liana Pătraș, este și ea la această oră la sediul Biroului Electoral Central. Acolo, abia acum începe partea cea mai grea. Practic, instituția începe să centralizeze datele din întreaga țară. În același timp, însă, ea trebuie să rezolve reclamațiile pe care le primește. În urmă cu puțin timp, strada pe care se află sediul Biroului Electoral Central a fost blocată pentru a fi evitate posibile incidente. Liana, bună seara! Ce informații noi ai?
Bună seara, Melania, bună seara, domnilor și domnilor. S-au scurs deja 3 ore de la închiderea urnelor, începe numărătoarea inversă, adică numărătoarea voturilor, și suntem în măsură să vă comunicăm rezultatele privind prezența la vot în cea mai mare parte a acestei zile electorale. Potrivit datelor centralizate de BEC, până la ora 20 au votat 53,33% dintre românii cu drept de vot, mai puțin decât la primul tur de scrutin, când s-a înregistrat o rată de participare de 57,13%. Mai mulți au votat și de această dată la state, procent de 55,2%, mai puțin la orașe, doar 51,96%. Precum la primul tur de scrutin, s-au mobilizat mai bine alegătorii din sudul și din sud-estul țării. Județele Teleorman, Dâmbovița, Brăila, Vrancea și Constanța au înregistrat o rată medie de participare de aproximativ 60%. Locuitorii județelor din vestul, din centrul și din nordul țării s-au urnit ceva mai greu. În coada listei se află Satu Mare, Covasna, Timiș, Harghita și Sălaj, cu rate de participare submedia pe țară, cuprins între 36 și 47%. În capitală, mai mult de jumătate dintre bucureșteni s-au mobilizat la urne. Rata totală de participare a fost de 52,38% până la ora 20. Și tot în capitală s-au evit și cele mai multe probleme. Biroul Electoral Central a decis în această după-amiază să închidă 10 dintre secțiile speciale înființate în jurul prânzului de către Biroul Electoral Municipal București, prin care li se oferea posibilitatea să voteze celor care veneau din provincie, interzicându-li se însă să voteze. Mai multe 10 de manifestanți s-au adunat după ora 21 aici la sediul Biroului Electoral Central. Au fost mobilizate foarte multe forțe de ordine, polițiști și jandarmi, pentru a se evita incidentele. Ei au stat aproximativ o oră și jumătate, apoi au părăsit zona fără să se fie înregistrat vreun incident. De altfel, a existat o nemulțumire generală din partea celor care la ora 21, atunci când s-au închis urnele, încă mai stăteau la coadă ca să voteze. La ora 18:45, Biroul Electoral Municipal a hotărât suplimentarea cu 10 a numărului de secții în care cetățenii pot vota pe liste suplimentare. Biroul Electoral Central a anulat această decizie la ora 20. La secțiile 26, 27, 28, 29 și 30, cetățenii din alte localități care așteptau să voteze s-au declarat nemulțumiți de decizia Biroului Electoral Central. I-au așteptat până la ora 21 să se găsească o soluție. Ea este din Iași. Și tu? Și eu din Alexandria. Ok, de ce ați venit aici? Să votăm. Pentru ca să votăm. Și nu ne lasă să votăm. Cine nu vă? Nimeni nu lasă. Ok, ce veți face? Nu știu. Păi, vom rămâne în stradă. Am stat până de voadă afară și gata. Înseamnă că am ajuns pe Golgota. Domnul ne-a văzut că am încercat să dăm cezarului și al cezarului. După ora 21, i-au plecat spre Biroul Electoral Central. La secția 253 de la liceul Mihai Viteazu, sute de oameni nu au mai reușit să voteze. Și aici urnele s-au închis la ora 21. Mai rămân până la alegerile următoare. Sunteți decisă? Deci nu plecăm de aici, ar fi culmea ticăloșie. Este un mare abuz faptul că nu ni s-a dat voie să votăm la toate secțiile. Secția de votare 1311 de la Gara de Nord a fost închisă la ora 21:00, în condițiile în care mai multe sute de cetățeni așteptau să-și exprime votul. Vorbim de oameni de la sute de kilometri distanță, venim de la Timișoara, vorbim de studenți, de la Timișoara. Vorbim de oameni care și-au lăsat trenul și au rămas aici să voteze. Și nu s-a făcut absolut nimic pentru ei. Președintele secției de votare de la Gara de Nord nu a vrut să facă nicio declarație. La ora 21 fix, membrii secției de votare au început să anuleze buletinele de vot nefolosite. Conform legii, președinții secțiilor pot cere Biroului Electoral Central să prelungească votarea și după ora stabilită. Procesul de votare a decurs fără incidente majore. Au fost însă sesizate o serie de nereguli, de la reclamații privind continuarea campaniei electorale în jurul secțiilor de votare, până la nereguli legate de procesul de vot. La Petroșani, 7 persoane de la exploatarea minieră Livezeni au fost amendate cu câte 7 milioane de lei pentru că au înmânat minerilor plicuri cu prime, care conțineau și materiale electorale în favoarea unuia dintre candidați. Nereguli au fost înregistrate și în Covasna. S-a constatat că numărul buletinelor de vot distribuite în hoteluri și la spitalul de cardiologie este mult mai mare decât cel al turiștilor și al bolnavilor de inimă din unitatea sanitară. În Lugoj s-a raportat că un grup de persoane ar fi votat în două locuri, întâi la gara, apoi la aeroportul din Cluj-Napoca. Transportul către secțiile de votare ar fi fost asigurat de un autobuz al regiei locale de transport.
există deja microbuze și autovehicule care transportă alegători. Nu e clar dacă e vorba de turism electoral sau doar de mobilizare administrativă a alegătorilor de către echipele partidelor politice. Biroul Electoral Central contrazice însă declarațiile făcute de Pro-Democrația. Nu am primit niciun fel de sesizare și mai mult decât atât vreau să readuc aminte alegătorilor că prin hotărâre am stabilit că organele de poliție, Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Poliției vor lua măsuri pentru ca să verifice în țară, în cursul zilei de astăzi, toate deplasările care par să fie suspecte. Alte incidente raportate se referă la unii primari care în ziua votului s-au declarat brusc jurnaliști. Primarii prezenți în secțiile de votare ca ziariști, în mod suspect deveni ziariști peste noapte, fac de fapt propagandă partidelor pe care le reprezintă. Aceste sesizări trebuie adresate președintelui biroului electoral de secție, președintelui biroului electoral de circumscripție. Ei au la îndemână forțele de ordine și legea le permite să îi îndepărteze de îndată acolo. Și în Ștefănești și Mogoșoaia, comune din apropierea Bucureștiului, au fost nereguli. A fost vorba de afișe electorale lipite în fața secțiilor de votare, dar și de secții amplasate peste drum de sedii de partid. Conform legii electorale, nu pot fi lipite afișe la mai puțin de 500 de metri de o secție de votare. Ei bine, în comuna Ștefănești, chiar în fața secției de votare, găsim afișe ale ambelor formațiuni politice care au candidați la președinție în turul 2. Afișele au dispărut abia după câteva ore de la deschiderea secțiilor de votare. În cealaltă secție de votare din Ștefănești, primarul a votat și apoi a rămas în incintă să stea de vorbă cu consătenii. Legea spune că în afară de membrii biroului electoral al secției de votare, de candidați, de delegați și de observatori acreditați, nicio altă persoană nu are voie să staționeze în secția de votare sau în apropierea acesteia mai mult decât timpul necesar pentru votare. Ați votat? Da. Și acum de ce mai stați la secție? Păi o considerăm o sărbătoare și suntem împreună, mai stăm de vorbă, comentăm și noi despre politică. În final au intervenit polițiștii care au golit curtea. Câteva minute mai târziu, unii s-au întors în secție, deși legea interzice acest lucru. În comuna Mogoșoaia, spiritele s-au încins chiar în fața secției de votare. La un moment dat, președintele secției de votare a cerut ajutorul poliției. Nimeni să staționeze în curte, absolut, în afară de faptul că își exercită dreptul de vot, după aceasta părăsește, deci indiferent. Am înțeles, da. Normal trebuie să părăsească. Nu, momentan nu avem. Da, avem momentan, e observator. O să merg să votez. Liderii Uniunii PSD Plus Pur, dar și cei alianței PNL-PD au ținut să-și exprime încă o dată susținerea față de cei doi prezidențiabili. Rând pe rând, Ion Iliescu și Mircea Joană de la sediul Uniunii, dar și Teodor Storojan și Călin Popescu-Tăriceanu de la sediul Alianței, au comentat primele rezultate ale exit poll-urilor. Este chiar un lucru remarcabil că a reușit în ciuda acestui lucru PSD-ul să-și mențină cota cea mai înaltă între partide, dacă luăm structura parlamentară. Și candidatul său, în finală, s-ar putea să câștige. Scor foarte strâns aduce încă un test de maturitate în fața noastră ca cetățeni, în fața noastră ca instituții, în fața noastră ca democrație și în fața noastră, în fața Occidentului. Este, dacă vreți, un rezultat pe care noi îl așteptam. S-a muncit foarte mult. Să nu uităm că Alianța a fost în luptă nu numai cu Uniunea PSD Plus Pur, ci cu întregul sistem de stat din România, care a funcționat în favoarea Uniunii. Și rezultatul obținut de domnul Traian Băsescu este cu atât mai meritoriu. Am convingerea că această victorie a lui Traian Băsescu va permite în viitor o altă Românie, va permite să redăm România românilor, va permite reinstaurarea unei democrații autentice, va permite o guvernare în folosul tuturor românilor. Și jurnaliștii Realitatea TV au votat astăzi, fie că s-au aflat în țară, de unde au transmis despre desfășurarea scrutinului, fie că au fost în studiouri, colegii noștri n-au uitat nicio clipă că trebuie să-și exercite un drept constituțional fundamental.
Mihai Tatulici a considerat că votul său este un gest normal și obligatoriu. Așa că imediat după ce a terminat emisiunea în direct, vizionarii României la Realitatea TV s-a grăbit să ajungă la secția la care este arondat. Între meseria noastră de ziarist și vot e o relație directă și transparentă. Noi dacă nu votăm, înseamnă că ceea ce facem pe postul de televiziune sau în viața profesională nu are nicio valoare. Atitudinea de ziarist înseamnă în primul rând să votez pentru ceva, pentru o cauză, pentru un ideal. Asta am făcut. Mi-am făcut treaba. Și Ion Cristoiu a avut o dublă datorie, aceea de a vota și aceea de a urmări ca jurnalist cum se desfășoară votul. Am venit la vot în interes de serviciu, ca reporter, să văd care este atmosfera. Am constatat că este o atmosferă normală. Probabil că va fi nu va fi un vot isteric, așa cum a fost și votul meu, un vot rațional, dovedind încă o dată că în 2004 românii au deja mentalități democratice, printre aceste mentalități numărându-se și mentalitatea de a nu merge la vot. Vlad Nistor a votat pentru viitorul României, pentru perspectiva României de a deveni membru al Uniunii Europene. Cred că am votat pentru o Românie integrată structurilor europene, pentru o Românie cu adevărat democratică, pentru o societate funcțională și sper pentru bunăstarea noastră a tuturor. Și corespondenții Realitatea TV au găsit timp să voteze. La Timișoara, George Dumitrescu era cât pe ce să piardă transmisia în direct din cauza cozii imense la care a stat în Gara de Nord pentru a vota. La Iași, Simona Bălănescu și-a făcut timp între două relatări și a coborât de pe hotelul la cărui terasă a fost transformat în platou de filmare, în mod special pentru ziua alegerilor. Hotărâtă să-și exercite dreptul de vot, colega noastră a mers la secția specială din Gara Mare a Iașului. Membrii echipei Realitatea TV de la Cluj și-au făcut și ei datoria. Ei au votat în secțiile speciale destinate persoanelor aflate în tranzit. În timp ce echipa tehnică a votat în secția amenajată în gara, prezentatoarea Realitatea TV, Mirela Vașadi, a votat în aeroport. La Brașov, echipa locală s-a dus în grup să voteze. Daniel Giurma a mobilizat întreaga redacție să-și facă timp între două jurnale și să meargă la vot. La Craiova, Roxana Lupuianu a mers la secția de votare din gara și a stat la coadă mai bine de 10 minute. Lumea întreagă a fost astăzi cu ochii pe Realitatea. Cel mai puternic și mai respectat canal de știri din lume, CNN, a preluat în jurnalele sale imagini și informații despre alegerile de astăzi de la primul și cel mai important canal de știri din România, Realitatea TV. De la CNN, Rălița Vasileva. Melanie Medeleanu of Realitatea TV, she joins us now from Bucharest. Melanie. Good afternoon, Ralita. Today... Așadar, miliarde de oameni din toate colțurile lumii au văzut la CNN exact ce au putut vedea românii la Realitatea TV. În urmă cu o lună, cele două posturi de televiziune au semnat un important parteneriat, primul de acest fel încheiat de CNN cu un canal de știri non-stop. În baza acestui contract reciproc de broadcasting, postul american preia informații de la Realitatea TV, care la rândul său le aduce românilor știrile CNN. Așa cum v-am promis, Realitatea TV a așezat România pe harta jurnalistică a lumii. This is a CNN special presentation. Cine a câștigat alegerile prezidențiale? Dacă ne uităm la sondaje, situația este incertă, dar dacă ar fi să ne luăm după declarațiile celor doi prezidențiabili, victoria le aparține amândurora. Cel puțin așa au afirmat și Traian Băsescu în exclusivitate pentru Realitatea TV, dar și Adrian Năstase, imediat după anunțarea exit poll-urilor. Comentați exit poll-urile, domnule Traian Băsescu. Sunt exit poll-uri pentru ora 19 și am un singur comentariu. Am câștigat alegerile prezidențiale. A fost o campanie foarte dificilă și pentru România este important să continuăm eforturile pe care le-am făcut în acești ani. Sunt foarte bucuros că rezultatele ne arată un avantaj pentru candidatul Uniunii Naționale. Sunt convins că rezultatul final ne va fi favorabil. Eu sper ca numărătoarea paralelă să ne arate o diferență mai mare. Care este mesajul dumneavoastră pentru contracandidatul dumneavoastră în această cursă electorală, pentru Adrian Năstase? Unul singur: în viață trebuie să știi să pierzi, iar când pierderea ți-a semnat electoratul român, trebuie să o și respecti. Ce mesaj ați putea să-i transmiteți contracandidatului dumneavoastră, Traian Băsescu?
că voi fi un președinte puternic, un conducător ferm, de care România are nevoie fără îndoială în acest moment, și voi fi un președinte bun și pentru cei care nu m-au votat. Un stăpân, un lider sau un conducător? În mod categoric un conducător, un conducător ferm. Un președinte trebuie să fie liderul națiunii, în primul rând. Cei care vor să fie conducători se pot face comandanți de nave, se pot face directori de întreprinderi sau instituții. Un președinte este un lider al națiunii lui. Ne întoarcem în piața Universității din Capitală, acolo unde s-au strâns mai mulți bucureșteni și nu numai bucureșteni, susținători ai lui Traian Băsescu. De altfel, Traian Băsescu însuși a ajuns în piața Universității, tot acolo se află și colegul meu, Răzvan Dumitrescu. Răzvan, ce se mai întâmplă acum? Bună seara, Melania, bună seara, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, Traian Băsescu a fost în piața Universității și s-a adresat susținătorilor pe care i-are aici și care sunt foarte gălăgioși, foarte veseli. Ei practic serbează ceea ce numesc victoria Alianței PNL-PD și a lui Traian Băsescu. Traian Băsescu a reiterat într-o altă formă mesajul pe care l-a transmis în direct și la Realitatea TV și pe care, de altfel, anticipam că îl va transmite și aici. A spus din suflet, i-a rugat pe cei prezenți să respecte deciziile și instituțiile statului în care ei trebuie să aibă încredere. Le-a mulțumit pentru vot și pentru încredere. A spus, da, am câștigat, dar instituțiile statului sunt cele care trebuie să decidă acest lucru. Și i-a invitat pe susținător ca încet, încet, pe măsură ce se potolesc și-și consumă bucuria, să meargă ușor, ușor spre casele lor. Victorie! Victorie! Bucuria noastră este mare și a mea e mare. Știu că țara asta trebuie să fie condusă de oameni care iubesc oamenii României. Dar deasupra la orice, avem obligația să respectăm legile țării. Electoratul Alianței este un electorat cu respect pentru lege. Am venit aici din două motive. În primul rând, să vă mulțumesc și în al doilea rând, să am la voi rugămintea unei demonstrații de civism. După ce terminăm să ne felicităm, mergem către casele noastre și așteptăm legea. Alături de cei dragi de sărbători și rămâi lângă ei tot anul viitor. La Conex ai un an întreg 50% reducere la abonament și telefoane începând cu $12. Abonează-te până la 31 decembrie. Hai să spun ceva. Sigur n-ai gustat noua Boiana Cappuccino. Atât de cremoasă și atât de fină. Atât de catifelată. Boiana Cappuccino? Mai vreau! Și răsplata mea? Amuză-te cu ultimul număr al revistei Ciao. Am economisit bani pentru o mașină. Și întrebarea mea este, ce culoare să fie, carmin sau antracit? La ING primești sfaturi atât de competente încât ești tentat să ceri consultanță în orice domeniu. ING, bancă și asigurări. Pre-
presa din întreaga lume este cu ochii pe alegerile prezidențiale din România. Din Statele Unite până în China, sute de cotidiane, agenții de presă și televiziuni vorbesc despre lupta strânsă dintre cei doi candidați pentru fotoliul de la Cotroceni. Premierul României Adrian Năstase și popularul primar al Bucureștiului Traian Băsescu se confruntă în alegerile prezidențiale considerate extrem de importante pentru integrarea țării în Uniunea Europeană, scrie pe prima pagină de internet a canalului american ABC News. Washington Times nu uită un aspect important. 3.000 de observatori monitorizează turul 2 al alegerilor prezidențiale din România, în care se confruntă premierul țării și primarul capitalei, scrie prestigiosul cotidian american. Tot legat de observatori, din Germania Deutsche Welle scrie, în primul tur al alegerilor a fost cel mai contestat organizat vreodată în România post-comunistă. Din Asia, agenția chineză Xinhua și cea indiană SIFI se mulțumesc să prezinte date tehnice despre alegerile din România și biografiile celor doi candidați. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost sinteza poate celei mai importante zile din acest an. Vă mulțumesc pentru atenție. Noapte bună! Estimate, 9.309.959, adică 98,98%. Numărul total al voturilor nule, 94.618, adică 1,01%, foarte puțin. Numărul buletinelor de vot primite, 18.958.851, și al celor neîntrebuințate, 9.551.288. Distribuția numărului total de voturi valabile exprimate este ceea ce vă interesează. Numărul total al voturilor valabile exprimate, adică 9.309.959, sunt repartizate. Pentru domnul Traian Băsescu, 4.817.702, adică 51,75%, iar pentru candidatul Adrian Năstase, 4.492.257 de voturi, adică 48,25%. Acesta este comunicatul oficial. Când apreciați că vor fi lăsată? Așa cum am spus și în cursul dimineții, Doamnelor și domnilor, ați fost martori în direct ai anunțului oficial de aici, de la Biroul Electoral Central, 25%, după numărarea a mai bine de 92% dintre secțiile de votare din țară. Așadar, doamnelor și domnilor, câștigătorul acestor alegeri prezidențiale este Traian Băsescu, el este președintele României, evident, va deveni președinte când va fi validat, deocamdată este președintele ales, conform acestui comunicat în care zarurile practic au fost aruncate, nimic nu se mai poate schimba, au rămas foarte puține secții de votare de numărat, iar situația se prezintă după cum ați văzut-o. Cristina? Mulțumim, a fost Mihai Rădulescu de la sediul Biroului Electoral Central cu ultimele date despre turul al doilea al prezidențialelor de ieri. Dar să ne aducem aminte ce s-a întâmplat aseară. Niciodată în istoria electorală a democrației românești nu s-a mai întâmplat ca votul să fie atât de strâns, încât sondajele efectuate la ieșirea de la urne să nu poată acorda nici măcar o zecime de punct în plus uneia dintre candidați. Iată ce au declarat Adrian Năstase și Traian Băsescu. Prezidențiale. În urmă cu puțină vreme, Biroul Electoral Central a anunțat primele rezultate oficiale ale alegerilor. Care sunt acestea, ne spune corespondentul nostru Cristian Leunte. Cristi, bună dimineața, cum stăm? Bună dimineața, iată primele cifre oficiale din această dimineață. Traian Băsescu are 51,75% la voturi, din voturi, Adrian Năstase 48,25%. Sunt primele rezultate parțiale oficiale anunțate după numărarea voturilor din 92,15% din totalul secțiilor de vot, așadar foarte aproape de rezultatul final oficial, care cu siguranță va fi aflat astăzi. Foarte puține voturi nule la această votare, 1,01% din totalul voturilor exprimate. Trebuie să spunem că între cei doi candidați, Traian Băsescu și Adrian Năstase, este o diferență de doar 325.000 de voturi. Avem o estimare, avem o privire și asupra rezultatelor parțiale obținute de cei doi candidați în municipiul București. Cifrele neconfirmate oficial încă spun astfel: 63,04% pentru candidatul Traian Băsescu și 36,96% pentru Adrian Năstase. Repet, acestea sunt rezultate parțiale pentru București, încă
încă neconfirmate oficial, cu siguranță că această confirmare va veni în orele ce urmează. Noi vă ținem la curent. Cristi, mulțumim. Așadar, doamnelor și domnilor, cu 92% din secțiile de votare luate în calcul, Traian Băsescu are 51,75% din voturi, Adrian Năstase 48,25% din sufragii. Alianța PNL-PD susține încă de la ora 10 că a câștigat alegerile prezidențiale. Membrii Alianței au făcut o numărătoare paralelă a voturilor centralizate în proporție de peste 90%. Conform acestea, Traian Băsescu este câștigătorul alegerilor prezidențiale. Alex Dima se află la sediul Alianței și ne spune care sunt ultimele evoluții de acolo. Alex, bună dimineața! Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Electoral Central vin practic să confirme rezultatele prezentate de numărarea paralelă Alianței Dreptate și Adevăr. Alianța a numărat până acum voturile din 92,30% din secțiile de vot. Asta înseamnă 16.071 de secții de vot din totalul de 17.411 secții de vot. Rezultatul arată în felul următor: 51,55% Traian Băsescu, 48,45% Adrian Năstase. Mai sunt 7% de numărat, însă liderii Alianței sunt convinși că rezultatele nu se vor modifica foarte mult. Diferența între cei doi candidați este de 3,10%, asta înseamnă 294.101 voturi. Aici și la sediul Partidului Democrat, care practic de ieri a devenit sediul de campanie al Alianței Dreptate și Adevăr, atmosfera este de bucurie, de liniște. L-am văzut puțin mai devreme pe Traian Băsescu, care părăsea sediul Partidului Democrat. Era bucuros, dar în același timp era obosit, justificat după o noapte foarte grea. Se așteaptă aici o conferință de presă, iar surse din Alianță spun că mai pe seară se așteaptă și un meeting în oraș, un meeting de victorie. Atât deocamdată, o să revenim cu amănunte ceva mai târziu. Alex, mulțumim, așteptare și suspans și la sediul PSD. Liderii partidului au plecat aseară târziu și s-au întâlnit din nou în această dimineață, la prima oră. Toți au așteptat cu înfrigurare primele rezultate oficiale ale numărătorii voturilor. Camelia Spătaru este la sediul PSD. Bună dimineața, Camelia, cum au primit liderii PSD rezultatele acestea? Bună ziua! Deocamdată liderii PSD nu fac declarații oficiale. Ei au anunțat că abia după ce vor auzi rezultatele oficiale ale Biroului Electoral Central vor ieși să facă aceste comentarii. Trebuie să vă spun însă că și PSD a făcut toată noaptea o numărătoare paralelă a voturilor. Deocamdată nu ne-a fost comunicat oficial rezultatul acestei numărători, dar surse din interiorul PSD susțin că și numărătoarea lor paralelă arată un avans al lui Traian Băsescu în fața lui Adrian Năstase. Dimineața era undeva la 200.000 de voturi. Vă reamintam, vă spuneam mai devreme că liderii PSD vor ieși să facă declarații abia după ce vor auzi rezultatele oficiale comunicate de Biroul Electoral Central. Țin să vă reamintesc că azi noapte târziu Adrian Năstase declara că este convins că și-a făcut datoria, că este bucuros de faptul că a reușit să convingă jumătate din electorat că mesajul său este cel corect. Mihai, deocamdată atât de la sediul PSD. Mulțumesc, Camelia! În Brașov, numărătoarea voturilor s-a încheiat în urmă cu o oră. Rezultatele finale arată că în acest județ Traian Băsescu a ieșit învingător în lupta cu Adrian Năstase. Mai multe amănunte de la Brașov ne dă Mihaela Gros. Bună ziua, Mihaela! Bună ziua! Candidatul Alianței DA a obținut 65,92% din sufragii, în vreme ce candidatul Uniunii PSD plus PUR doar 34,08% din voturile brașovenilor. Aceștia au venit la urne în proporție de 57%, la fel ca în primul tur. Procentul este însă mult mai bun decât în anul 2000, când românii și-au ales președintele. Acum prezența a fost ridicată mai ales de orășenii care au venit la vot. Candidatul Alianței DA este învingător și în județ Constanța și Prahova. Traian Băsescu l-a devansat pe Adrian Năstase cu 22,2% la Malul Mării și cu 14% pe Valea Prahovei. Lucrurile stau însă exact invers în județele Buzău și Dolj, unde candidatul Uniunii Naționale PSD plus PUR Adrian Năstase a ieșit învingător. La Buzău, diferența dintre cei doi candidați este de aproape 18% în favoarea lui Năstase. În Dolj, lupta a fost mult mai strânsă, doar 3% i-au despărțit pe cei doi candidați. Mihaela, îți mulțumim. În județele Moldovei, unde până la această oră s-au numărat mai mult de 3/4 din voturi, lupta este strânsă între cei doi candidați la președinție. De la Galați, Cristian Deceanu ne spune cum s-a votat în Moldova. Cristi, bună ziua!
Bună ziua! În Galați, conform ultimelor date oferite de Biroul Electoral Județean, după numărarea 99% din voturi, Adrian Năstase are un avantaj de doar 1% în fața lui Traian Băsescu. În Suceava, în schimb, unde la ora 9 erau numărate 78% din voturi, Traian Băsescu a obținut 51,19% din opțiunile electoratului. Adrian Năstase conduce, în schimb, detașat în județele Bacău și Iași, unde statisticile sunt asemănătoare. După numărarea peste 78% din voturi, candidatul Uniunii Naționale PSD plus PUR conduce la o diferență de aproape 6%. În Botoșani, Adrian Năstase a obținut 65,9% din opțiunile electoratului după numărarea 95% din voturi. În Vaslui, Năstase a obținut 61,98%. Deocamdată atât de la Galați. La revedere! Cristian, îți mulțumesc. Traian Băsescu, candidatul Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD, a câștigat detașat alegerile în Banat cu un avans de aproape 31%. Cu amănunte, Laura Călăceanu. Bună ziua, Laura! Bună ziua! Rezultatele finale în județul Timiș arată că Traian Băsescu a obținut 65,94% din voturi, iar Adrian Năstase, candidatul Uniunii PSD plus PUR, 34,06%. Așadar, aproape 2 din 3 timișeni au votat cu candidatul Alianței DA, diferența dintre cei doi înscriși în cursa pentru Cotroceni fiind de aproape 32%. Și în Gorj, după terminarea numărătorii voturilor, Traian Băsescu a obținut 53,13%, iar Adrian Năstase 46,87% din opțiunile electoratului. Rezultate finale și în Sibiu, unde alegătorii l-au preferat tot pe Traian Băsescu. Acesta a obținut 66,99% din voturi față de 33,01% cât a reușit să adune candidatul Uniunii Naționale PSD plus PUR. Lupta a fost strânsă în județul Hunedoara, unde Adrian Năstase a reușit să câștige alegerile cu o diferență de sub 1%. În Arad, după numărătoarea a 89,43% din voturi, Băsescu are un avans de aproape 26%, iar în Caraș-Severin, după numărarea aproape 90% din voturile exprimate, Traian Băsescu conduce cu aproape 14%. Atât de la Timișoara deocamdată, la revedere! Laura, îți mulțumesc. În județul Cluj, Biroul Electoral Central a comunicat deja rezultatele finale ale alegerilor. De la Cluj, Cristina Pintilie ne dă amănunte. Bună ziua, Cristina! Cum stau lucrurile în Ardeal? Bună ziua! Potrivit rezultatelor finale comunicate în această dimineață de Biroul Electoral Județean, la Cluj, Traian Băsescu a obținut cu peste 50.000 de voturi mai mult decât contracandidatul său, Adrian Năstase. Candidatul Alianței a reușit să obțină 58,12% din sufragiile electoratului clujean, adică peste 180.000 de voturi. Adrian Năstase a obținut un scor de 41,88%, fiind votat de peste 130.000 de clujeni. Prezența la vot în acest tur de scrutin a fost 53,4%, mai mică cu 5% decât acum 2 săptămâni. Numărul voturilor nule a fost mic, peste 2300. Numărătoarea voturilor s-a încheiat și în județele Maramureș, Sălaj, dar și în Satu Mare, unde candidatul Uniunii a obținut majoritatea voturilor. Adrian Năstase este pe primul loc după numărarea a 80% din voturi și în județul Mureș. În schimb, în Alba și Bihor, potrivit rezultatelor parțiale, conduce Traian Băsescu. Atât de la Cluj, la revedere! Cristina, îți mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Așadar, primele rezultate parțiale date publicității de către Biroul Electoral Central după numărarea voturilor din 92,15% din totalul secțiilor de votare dau următoarea situație. Traian Băsescu, candidatul Uniunii Alianței PNL-PD, 51,75% din voturi. Adrian Năstase, candidatul Uniunii PSD plus PUR, 48,25% din voturi. Încheiem aici ediția specială a știrilor Pro TV. Rămâne cu noi pentru informații despre alegeri.
looks good on him. When we've been traveling, he always seems to attract flocks of girls, so he does well for himself, yeah. I suppose he is a heartthrob. He's been in a few teen magazines, and he's got a little entourage going, you know, some little surfing groupies and that, I guess. We love surfers. Yeah, definitely. I reckon surfers are the best. You know, like blonde hair, blue eyes, gorgeous, tan, really toned. Especially Alan Stokes. Yes. Yeah, so especially fast. Alan Stokes. He's so blonde fit, hair, blue really eyes, sexy. The body, definitely the body's good. And really talented too, like amazing surfer. Stokesy, you cutie! Every self-respecting ladies' man has got to have a fat set of wheels to go cruising in, and Alan Stokes is no exception. Best thing about being a professional surfer, you give your own bling machine. Got sounds up the front, boards in the back, and just cruise around checking out the babes. Yeah. We've got camouflage seat covers so no one can see us coming when we pull up to secret spots. And in the back, boards for all occasions. If it's really small, we've got the long board. And if it gets bigger, we got the short board. And it's cool because we can put as many boards in here as we like. So this is my favorite board. It's got the animal spray on it. If you've got a cool truck, you've got to have cool sounds. So let's check them out. And the best thing about this van, if I ever forget my name, it's written on the side. Stații de civis. După ce terminăm să ne felicităm, mergem către casele noastre. În cazul în care Traian Băsescu va câștiga, Alianța PNL-PD va organiza astăzi un meeting popular în Piața Constituției pentru a sărbători victoria cu adevărat. Rezultatele parțiale au fost date publicității și în județul Argeș. Gabi Pisică ne oferă amănunte. Gabi, te ascultăm. Bună ziua! În Argeș, până la această oră, peste 70% din secțiile de votare au fost centralizate. Astfel că Traian Băsescu are un procent de 51,25%, iar Adrian Năstase a primit până acum 48,75%. Alegerile din turul 2 în județul Argeș s-au desfășurat în deplină liniște. Un singur incident a tulburat ziua alegerilor în Argeș. În jurul orei 1 dimineața, în fața biroului electoral județean, s-au format adevărate cozi. Și asta pentru că președinții secțiilor de votare erau nerăbdători să centralizeze voturile. Totul a fost însă sub control, pentru că aceștia au fost supravegheați de o echipă de polițiști și jandarmi, pentru a nu se iscap un scandal. Atât de aici, Andreea. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Ne întoarcem în București și vorbim cu Adriana Ionescu, aflată la sediul PSD. Bună ziua, Adriana! Care este acolo atmosfera? Bună ziua! La sediul Uniunii PSD Plus Purește este o liniște de plină. Niciun membru marcant și niciun simpatizant nu se află aici. Afară se strânge podiumul și se împătoresc afișele care împodobeau scena aseară. Adriana Sase este așteptată la ora 2 aici, la sediul Uniunii PSD Plus Pur de pe Chiselev, să susțină o conferință de presă după aflarea rezultatelor de la Biroul Electoral Central. Mulțumesc, așteptăm cu interes această conferință de presă. Până atunci, vă reamintesc rezultatele anunțate de Biroul Electoral Central, rezultate parțiale, anunțate cu puțin timp în urmă. Traian Băsescu are 51,75% din sufragii, iar Adrian Năstase 48,25%. Este vorba despre numărarea peste 92% din voturile din țară. După închiderea urnelor, predarea proceselor verbale s-a făcut cu dificultate. Sute de reprezentanți ai secțiilor de votare din Alba s-au înghesuit imediat după ora 21 la Biroul Electoral Județean. În Argeș, șefii secțiilor au așteptat ore în șir pentru a preda documentele. Într-o comună din Bistrița, votul de duminică a fost atent supravegheat de către observatori acreditați și de jurnaliști. Aceasta a făcut ca prezența la vot consemnată în listele electorale să fie mai mică decât acum două săptămâni. În 28 noiembrie s-a înregistrat o prezență de 96%, în condițiile în care cel puțin 20% dintre locuitori se află în străinătate. Inițial, reprezentanții Biroului Electoral Județean Alba au stabilit o ordine de preluare a proceselor verbale, dar fluxul mare al oamenilor a dat totul peste cap. Așa că toți reprezentanții secțiilor de votare au fost evacuați, iar intrarea s-a făcut pe bază de bonuri de ordine. Am avut o secție foarte mare, multe. Ce să facem? Așteptăm.
Și în hotărârea lor scrie că se va forma un rând ordonat, unul în spatele celuilalt, și dacă nu paza, că de-aia am înțeles că este pază, se organizează rândul, dar se pare că în continuare își bat joc de noi. Până la ora 3, în județul Alba au fost centralizate rezultatele scrutinului din 300 de secții de vot, adică 75%. Traian Băsescu avea 62%, iar Adrian Năstase 38%. În Argeș, președinții secțiilor de votare s-au prezentat la biroul electoral județean încă de la ora 22. Oamenii erau pregătiți să aștepte ore în șir să predea buletinele de vot. Rezultatele parțiale arată că în județ, după numărarea voturilor din peste 300 de secții de votare, Traian Băsescu a obținut 54,31%, iar Adrian Năstase 45,69% din voturi. Cum a fost această seară? Bine până acum, aici e mai rău, pentru că stăm la rând, trebuia pe zone, cred eu, să nu stea toată lumea aici. Aici e mai greu. Dar cât timp vă așteptați să stați aici la coadă? Păi cred că în circa 4-5 ore am terminat. În comuna Rebrișoara, din județul Bistrița-Năsăud, au fost mari semne de întrebare legate de corectitudinea primului tur de scrutin. În turul 2, toate cele 4 secții de votare au fost luate cu asalt de observatori și jurnaliști. Cu toate acestea, tentativele de fraudare a alegerilor n-au fost deloc puține. Au fost câteva cazuri în care oamenii de aici, din Rebrișoara, au încercat să vină cu buletinele aparținătorilor, chiar câte 4-5 buletine, prezentându-le membrilor comisiei, însă aceștia au refuzat să le dea buletinele de vot pentru toți. Prezența la vot era de peste 85%, deci care am întrebat, iar acolo unde au fost, 55-60%. Deci se poate să aibă un rol benefic prezența observatorilor în secțiile de votare. Ne îndreptăm acum atenția spre Târgu Jiu, unde se află corespondentul nostru, Costin Soare. Bună ziua, Costin! Ce date ne poți oferi la această oră? Bună ziua! În județul Gorj, membrii biroului electoral județean au anunțat câștigătorul alegerilor în persoana lui Traian Băsescu, cu un procent de 53,13%, cu 10.000 de voturi mai mult decât Adrian Năstase. Atât reprezentanții Uniunii PSD plus PUR, cât și Alianței PNL-PD au făcut o numărătoare paralelă, care a confirmat rezultatul. Cât privește prezența gorjenilor la vot, vă pot spune că a fost mai redusă decât la... Unii s-au pornit... Mașina de vise. Este un program de relaxare. Divertisment de divertisment cu mine într-o nouă prezentare. Mult mai serios și mult mai haios. Așadar, în fiecare luni, marți și miercuri seară, pregătiți-vă locul cel mai bun și dați pe B1 TV. Pentru că la ora 8 începe Mașina de vise. Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Irina Pivniceru, bine v-am regăsit la știrile prânzului. Traian Băsescu este noul președinte al României. La ora 11, Biroul Electoral Central a prezentat rezultatele parțiale obținute în urma numărării și centralizării a 92% dintre voturi. Numărarea îl desemnează drept învingător pe candidatul Alianței PNL-PD. Biroul Electoral Central a precizat că aceste rezultate sunt reprezentative, deoarece mai sunt de numărat mai puțin de 8% dintre sufragii care, indiferent de opțiunea exprimată, nu mai pot schimba raportul dintre cei doi candidați. Mai multe amănunte avem acum de la Mădălina Ilinca, care se află la sediul Biroului Electoral Central. Bună ziua, Mădălina! Bună ziua! Într-adevăr, după numărarea voturilor din peste 90% din secțiile de votare, Traian Băsescu a fost declarat câștigător, el fiind într-un avans de 3% procente față de Adrian Năstase. Astfel, Traian Băsescu a obținut 51,75% din voturile electoratului, iar Adrian Năstase 48,25%. Mai sunt de numărat voturile din aproximativ 8% din secțiile de votare, ceea ce este puțin probabil că aceste procente se vor modifica esențial. Așa că, în maxim 6 luni, vom fi din nou invitați la vot, să-l alegem pe primarul capitalei. Mulțumim, Mădălina! 2 dintre sectoarele capitale au finalizat deja numărarea voturilor. Birourile electorale din sectoarele 5 și 6 au predat biroului electoral municipal procesele verbale. În cursul zilei sunt așteptați și ceilalți președinți ai birourilor de sector.
Date neoficiale arată că Traian Băsescu a fost preferat de bucureșteni pentru funcția de președinte. El ar fi obținut 63,04%, în timp ce contracandidatul său, Adrian Năstase, a fost preferat de 36,96% dintre cei care s-au prezentat ieri la vot. Acestea ar fi rezultatele în urma numărării sufragilor în aproape 90% dintre secțiile de votare din București. Aseară, la doar câteva minute de la anunțarea exit poll-urilor, susținătorii lui Traian Băsescu s-au îndreptat spre piața universității. Aproape 2000 de oameni au sărbătorit până târziu noapte, cântând și dansând la kilometrul zero al capitalei. Mii de mașini, fluturând steagurile portocalii ale alianței PNL-PD, au străbătut străzile capitalei în sunete neîntrerupte de claxoane. Traian Băsescu și-a făcut apariția în mijlocul mulțimii la miezul nopții într-o atmosferă incendiară. Simpatizanții alianței PNL-PD au început să se strângă în piața universității la doar câteva minute după ora 9. Victorie! 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 Imaginea era asemănătoare cu cea de la Revoluția din 1989, diferența fiind că acum totul se desfășura fără violență. Șoferii claxonau, iar oamenii scandau lozinci. Mai peste tot erau steaguri cu tricolorul și cele mai multe cu însemnul alianței PNL-PD. Bucuria se citea pe fețele oamenilor, care, cu mic cu mare, s-au adunat fără a ține cont de frigul de afară. Ce faceți cu steagul? Este firesc să-l port la mine, pentru că este o sărbătoare astăzi. Am venit să-l sprijinim pe Băsescu. Ce sperați de la noul președinte? Să fie o schimbare. Vrem să plece PSD-ul. Nu cred că au făcut nimic bun pentru țara asta și nici pentru noi tinerii. Acesta a fost momentul în care Traian Băsescu a apărut în piața universității. Am la voi rugămintea unei demonstrații de civism. După ce terminăm să ne felicităm, mergem către casele noastre și așteptăm legea. Vreau să știți o cifră înregistrată de Alianța astăzi la București. Alianța a câștigat cu 63% la București. Bucureștiul este capitala democrației în România. Simpatizanții Alianței au început să cânte. Oamenii au încins chiar și o horă. Cel care va fi ales președinte va sta la Cotroceni 5 ani. Rezultatul alegerilor va fi validat de Curtea Constituțională. Noul șef al statului va depune jurământul în fața Camerei Deputaților și a Senatului. Mandatul președintelui României este de 5 ani și se exercită de la data depunerii jurământului. Șeful statului va desemna prim-ministrul de comun acord cu partidul majoritar sau coaliția. Urmează numirea guvernului în baza votului de încredere dat de Parlament. În caz de remaniere guvernamentală, președintele revocă și numește la propunerea primului ministru pe unii membri ai guvernului. Președintele nu îl poate revoca pe primul ministru. În cazul în care premierul se află în imposibilitatea de a-și exercita funcția, șeful statului este obligat să desemneze un interim. Președintele României poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură. Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată în cursul unui an. Al doilea tur de scrutin pentru prezidențiale dă startul unei noi etape în politica românească. Astăzi, noul parlament ales intră în pâine. La scurt timp, premierul desemnat își va prezenta echipa guvernamentală. Ultimul pas este depunerea jurământului de noul președinte al țării. După cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, noul parlament ales va fi convocat de către președintele în exercițiu. Tot atunci se vor constitui și grupurile parlamentare. Parlamentul va avea misiunea de a alege comisia de validare. Aceasta va verifica dosarele primite de la Biroul Electoral Central referitoare la alegerea deputaților și senatorilor. Cu doar o săptămână înainte de ajunul Crăciunului, comisia de validare va decide cine întrunește condițiile pentru a fi deputat sau senator. Deputații și senatorii vor pune dis de dimineață jurământul de credință. Plenul celor două camere își va alege conducerea, iar partidele își vor desemna reprezentanții în
listele permanente. În ședința comună a camerelor, noul președinte al României va depune jurământul. Manifestările dedicate Revoluției vor coincide de această dată cu desemnarea de către președintele țării a unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Candidatul desemnat pentru funcția de premier va cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii sale echipe guvernamentale. Dacă Parlamentul dă undă verde guvernului, comisiile permanente de resort ale celor două camere vor audia fiecare candidat pentru funcția de ministru înscris pe lista guvernului. Parlamentul va fi convocat în ședință comună, motivul prezentarea programului și a listei guvernului de către candidatul desemnat pentru funcția de premier și a acordării votului de încredere echipei sale. Președintele țării va da ocheiul guvernului în urma acordării de către Parlament a votului de încredere. În apropierea revelionului, prim-ministrul și echipa sa vor depune jurământul de credință în fața președintelui României. Dreptul de vot universal are o istorie zbuciumată în România. Nici nu a apărut bine, ca și dispărut. În ultimul secol, balanța dintre perioada în care au existat alegeri și cea fără înclină simțitor în favoarea ultimei. România a fost una dintre ultimele țări europene care a introdus votul liber. Votul liber a apărut în România destul de târziu, în 1858, când au fost aleși delegații în adunările ad hoc. Votul era censitar, în funcție de avere. Finalul de secol XIX a adus multe alegeri și plebiscituri, iar sistemul de vot era același, vot după avere. După primul război mondial se instituie ceea ce se numea la acea vreme sufragiul universal, dar dreptul de alegere venea doar bărbaților. Această situație este legiferată prin Constituția din 1923 și ea va domina toată perioada interbelică, până în 1938, când se instaură urează dictatura regală și se dizolvă Parlamentul. În 1940, regele Carol abdică în favoarea fiului său Mihai, iar puterea este exercitată de Antonescu până în 1944. În toată această perioadă, nici vorbă de alegeri. Dreptul de vot revine abia peste 2 ani, când țara era într-un regim de ocupație. La alegerile din noiembrie 1946, soarele Partidului Comunist a fost cel mai votat semn electoral, conform numărătorii supervizate de sovietici. Alegerile din acel an au rămas în istorie drept cea mai mare fraudă electorală. La scrutinul din 46 au votat pentru prima dată și femeile. Legea electorală din iulie acel an dădea dreptul și sexului slab să meargă la urne. România a fost printre ultimele țări din Europa care a adoptat votul universal. În perioada comunistă, votul era anunțat ca liber, dar când exista doar un partid, nu prea avea alternative. După Revoluție, primele alegeri libere s-au desfășurat pe 20 mai 1990, dată cunoscută și ca Duminica Orbului. Atunci, o majoritate covârșitoare din cetățenii cu drept de vot, aproape 80%, s-au prezentat la urne. Restul este prezent, 92, 96, 2000 și alegerile locale din iunie acest an. Presa internațională este cu ochii pe România, jurnaliștii din lumea întreagă urmărind cu atenție cursa extrem de strânsă al celui de-al doilea tur de scrutin al prezidențialelor. Posturile de televiziune de peste hotare au acordat în acest sfârșit de săptămână multă atenție evenimentelor din țara noastră, CNN difuzând chiar un interviu cu actualul președinte Ion Iliescu. Alegerile prezidențiale din România pe muche de cuțit, relatează în această dimineață postul britanic de televiziune BBC. Susținătorii opoziției de la București au interpretat egalitatea în procente indicată de exit poll-uri drept semn al unei victorii certe, comentează ziariștii englezi. Între timp, ambii candidați se declară învingători, iar România așteaptă cu sufletul la gură numărătoarea voturilor. Și agenția de presă Reuters își bazează relatarea pe tensiunea crescută din aceste ore. România așteaptă cu nerăbdare să afle numele viitorului președinte, scriu corespondenții de presă, care nu trec nici ei cu vederea evenimentele de azi noapte din piața universității. Mii de suporteri ai lui Traian Băsescu, relatează Reuters, au sărbătorit în stradă victoria neoficială a acestuia. Tot în Marea Britanie, prestigiosul cotidian The Guardian scrie că rezultatul strâns al alegerilor de duminică indică de fapt o victorie a outsiderului Traian Băsescu. Rivalul său, premierul român Adrian Năstase, conducător în primul tur al alegerilor cu 41% din voturi, se aștepta să câștige și a avut parte de o surpriză. Al doilea tur de scrutin produce doi președinți pentru România, titrează jurnaliștii britanici de la Independent. Publicația amintește și de acuzațiile de fraudă lansate după primul tur de scrutin, subliniind că la votul de ieri au funcționat noi reguli pentru a se preîntâmpina astfel de incidente. În acest context este menționată prezența a peste 3.000 de observatori la scrutinul de ieri. Tot legat de observatori, DCV le comentează diferențele dintre votul de ieri și primul tur al alegerilor, pe care îl cataloghează drept cel mai contestat organizat vreodată în România post-decembristă. În Franța, jurnaliștii de la agenția France Presse remarcă aceeași situație excepțională în care ambii candidați își proclamă victoria în cadrul unui tur de scrutin, ale cărui rezultate preliminarii indică o egalitate perfectă. Și presa de peste ocean a urmărit cu atenție evoluțiile evenimentelor din țara noastră. Voi fi un președinte puternic, a declarat imediat după închiderea urnelor premierul Adrian Năstase. În timp ce, aproape în același timp, contracandidatul său susținea "Am învins", relatează jurnaliștii americani de la CNN.
Două persoane au murit aseară, alte trei au fost rănite pe drumul național numărul 1 în urma unor tragice accidente rutiere produse în mai puțin de o oră. Unul dintre ele a avut loc în apropiere de intrarea în Ciolpan, iar altul chiar în localitate. Între Săftica și Ciolpani, o Dacia a fost lovită de un autoturism Opel, care a intrat pe contrasens. Pasagerul din Dacia a murit, iar Opelul a ajuns în șanț. Șoferul autoturismului Dacia susține că nu a mai avut cum să evite accidentul. Mergeam normal pe banda 1 către Ploiești, deci pe banda 1. Nu cred că aveam de 60-70 de km la oră, deci cum să vedem de regulamentar. A venit aici, m-am pomenit la, nu știu, fracțiune de secundă, a fost, a zis că a evitat un câine. A evitat un câine în 2 metri, dar nu am apucat să pun picior pe frână. Opelul din șanță a venit dinspre Ploiești, a lovit, a intrat pe contrasens, el zice că ar fi evitat un câine. Și a venit în față brecului. Și s-a lovit, s-a dus în șanță, asta a fost tot. Unde se află colega noastră Rodica Bârsan? Rodica, care este atmosfera la sediul Alianței? Bună ziua, Cristina, bună ziua, doamnelor și domnilor. Atmosfera aici la sediul de campanie al Alianței Dreptate și Adevăr este din ce în ce mai încinsă. În urmă cu aproximativ jumătate de oră aici a sosit liderul Traian Băsescu, care este, conform rezultatelor parțiale furnizate de Biroul Electoral Central, noul președinte al țării. Trebuie să vă spunem că în momentul în care acesta a intrat în sediul de campanie, oamenii, toți cei prezenți aici, membrii marcanți ai partidului, dar și susținători. A fost o noapte lungă, o noapte albă. S-a urmărit în permanență numărătoarea paralelă a voturilor. De asemenea, aseară Adrian Năstase spunea că, indiferent de rezultate, va acționa în continuare pentru prosperitate, pentru țară și pentru stabilitate. Este deci de așteptat ca și declarația care va urma în câteva momente să fie probabil în aceeași notă. Simona? Maria Coman, îți mulțumesc pentru informații. Mergem acum la sediul Alianței PNL-PD. Acolo se află colega mea, Roxana Nica. Bună ziua, Roxana! A ieșit Traian Băsescu la declarații sau încă nu? Bună ziua, Simona! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Traian Băsescu nu a ieșit încă la declarații, dar vă pot spune că extaz este cel mai potrivit termen care poate defini în acest moment atmosfera de la sediul Partidului Democrat. Traian Băsescu a sosit la sediu în urmă cu aproximativ o jumătate de oră. A fost întâmpinat de mai mulți susținători ai săi, plini de entuziasm și aceștia. Au cântat, au dansat și au exclamat pro Băsescu. Erau foarte fericiți că acesta a reușit să câștige alegeri așa cum s-a anunțat și așa cum au aflat și ei după numărătoarea paralelă pe care au făcut-o azi noapte. În momentul de față, Traian Băsescu se află sus în biroul său, alături de câțiva colaboratori ai săi și va coborî aici în mijlocul jurnaliștilor în aproximativ 10-15 minute pentru o declarație de presă. Vă pot spune un secret, am aflat că în momentul în care s-au anunțat rezultatele finale la Biroul Electoral Central, Traian Băsescu a dat pur și simplu cu pumnul în masă. Revenim în câteva momente în direct. Roxana Nica, îți mulțumesc pentru aceste informații. În platoul Observatorului se află domnul Emil Hurezeanu. Bună ziua din nou! Nu ne mai despărțim. Așa se pare. Pe deosebire de aliații politici. Credeți că Traian Băsescu îl așteaptă pe Adrian Năstase să facă prima declarație? Care va fi ordinea? Da, în mod normal, Adrian Năstase va face o declarație care probabil va conține asumarea înfrângerii și atunci urmează și declarația lui Traian Băsescu. A spune însă că acum rezultatul final este punctul central. Declarațiile politicienilor și care până la urmă nu are cum să se mai schimbe. Nu, în privința aceasta nu se mai schimbă nimic. În privința competenței prezidențiale. Traian Băsescu cu 51,23%, Adrian Năstase 48,77% s-au numărat aproape 99% dintre vot. Da. E destul de clar. Da. Scorul e limpede. Ne îndreptăm acum cu toții, probabil și liderii politici, spre posibilitățile de coalizare pentru formarea noului guvern. Este foarte interesant comunicatul pe care l-a trimis UDMR și care spune că UDMR este deschisă la orice alternativă care duce la stabilitatea politică. Da. Și mai interesant este declarația Partidului Umanist Român, potrivit căreia acest partid își păstrează independența politică și doctrinară. Atât declarația UDMR cât și declarația PUR sunt ce înseamnă acest un bun punct de pornire, un bun start pentru o posibilă alianță cu PNL-PD. De altfel, domnul Traian Băsescu, într-un interviu acordat postului de radio BBC, în urmă cu câteva ore, vorbea în termeni categorici despre contactul politic pe care îl va avea cu domnul Voiculescu și cu PUR. Are nevoie de aliați pentru a-și forma un guvern majoritar? Ceea ce își dorește, a și spus azi dimineață că asta își dorește și că va și reuși, spunea dumnealui. Da.
Am observat la Traian Băsescu, între turul 1 și turul 2, o revenire în ceea ce privește atitudinea de bunăvoință față de Partidul Umanist Român. E adevărat, o atitudine similară a avut și față de Partidul România Mare. În același interviu acordat postului de radio BBC, totuși Traian Băsescu lăsa să înțeleagă că este mai degrabă dispus spre o alianță cu PUR decât cu PRM. Același lucru l-a declarat și aseară, imediat după ce au fost anunțate rezultatele exit poll-urilor. Da. Dacă vă amintiți. Da. Aud aici în redacția dumneavoastră că ar fi vorba de un sindrom 23 august. Nu știu dacă 23 august vă spune ceva, faceți parte din altă generație. 23 august este momentul în care se refac în mod surprinzător coalițiile în numele unui nou interes comun. Dacă acesta este și interesul național, cu atât mai bine. Ce se va întâmpla cu PSD-ul? Cine va conduce PSD-ul? Adrian Năstase sau Ion Iliescu? În situația despărțirii de PUR și a creării unei coaliții relaxate la cealaltă parte a spectrului politic, adică PNL, PD și alți parteneri, care inițial și-au declarat disponibilitatea pentru o alianță cu PSD, criza potențială din PSD, interfacționismul care există, funcționează în acest partid, va exploda, va deveni efectivă. Și sunt mai multe aripi acolo. În orice caz, un punct central rămâne poziția fostului președinte Ion Iliescu. E posibil o scindare? Nu cred că o scindare, deocamdată, dar victoria unei facțiuni asupra altora e de prevăzut și asta s-ar putea să nu fie neapărat cea condusă de domnul Adrian Năstase. Urmăriți acum în direct imagini de la cele două sedii, pe de o parte Uniunea PSD plus PUR, pe de altă parte Alianța PNL-PD. Dintr-un moment în altul sunt așteptați cei doi lideri la declarații, probabil, așa cum spuneam ceva mai devreme, primul va fi Adrian Năstase, care este de așteptat să-și recunoască înfrângerea. Da, este o înfrângere nobilă, demnă, dar este totuși o înfrângere. Cred că Adrian Năstase se gândește acum mai ales la ceea ce se poate întâmpla în proiectul de coaliție guvernamentală pe care l-a prezentat în ultimile zile între turul 1. Astăzi rezultatele numărării paralele și rezultatele biroului electoral central sunt apropiate și confirmă, se pare, victoria lui Traian Băsescu. Interesant va fi, Alex, în discursul pe care îl va ține candidatul Alianței, dar la fel cum va fi interesant și în ce va spune Adrian Năstase, va trebui urmărit mesajul pe care cei doi lideri politici vor încerca să-l transmită Partidului Umanist și UDMR-ului, Mihai. În acest moment sunt... Alex, te întreb pentru că la sediul PSD se pregătește să țină un discurs Adrian Năstase, să-l ascultă. Central indică faptul că Traian Băsescu este viitorul președinte al României. Aceasta a fost voința românilor pe care eu o respect. Gândurile mele se îndreaptă în acest moment către toți românii care au votat ieri și care au confirmat că democrația românească este solidă. Le mulțumesc tuturor celor care m-au votat și care m-au susținut în această perioadă. Mulțumesc familiei mele, mulțumesc colegilor de partid, colaboratorilor noștri, activiștilor noștri, celor care au făcut un efort deosebit în aceste luni foarte complicate. Stimați compatrioți, datorită voturilor dumneavoastră, Uniunea Națională PSD plus PUR are cele mai multe mandate. Avem deja negociat o majoritate parlamentară și sper că Traian Băsescu va ține seama de ea. România nu-și permite acum perioade de pauză, perioade de căutări, pentru că presiunile externe sunt foarte mari. Pentru ca România să devină o țară cu adevărat europeană până în 2007, anul integrării, este nevoie de foarte multă muncă și mai ales de spirit de colaborare și de responsabilitate. Vom sprijini proiectele pe care le va propune Traian Băsescu pentru a continua drumul spre Europa și spre bunăstare.
Sper ca și Traian Băsescu, în calitate de președinte, să sprijine toate proiectele similare pe care le vom propune noi în Parlament sau prin intermediul viitorului guvern. Am convingerea că prin dialog și prin înțelegere putem arăta românilor că merităm votul lor și că le ducem la îndeplinire mandatul. Rezultatul votului, faptul că noi am câștigat alegerile parlamentare, iar Traian Băsescu pe cele prezidențiale, arată că în prezent există două Românii. Este vorba de o Românie urbană, în creștere, cu o solidă componentă liberală, deși uneori afectată de șomaj, și care așteaptă de la stat mai degrabă șanse decât sprijin. Aceasta este România care l-a votat pe Traian Băsescu. Dar mai există și o Românie rurală, cu oameni în vârstă și oameni săraci, care are încă nevoie de ajutor, nu doar pentru dezvoltare, ci și pentru supraviețuire. Acești oameni au avut încredere în mine. Ambele Românii vor trebui reprezentate în anii următori. Noi vom fi și în continuare vocea românilor care ne-au votat. Împreună, câștigătorii acestor alegeri, Uniunea Națională PSD plus PUR și Traian Băsescu, suntem datori să găsim soluții pentru rezolvarea tuturor acestor probleme. Din acest punct de vedere, principalele priorități ale României sunt reducerea sărăciei și combaterea corupției. Economia a început să funcționeze și să crească, iar instituțiile au devenit tot mai eficiente. Nivelul de trai însă este zona în care va trebui să se acționeze tot mai mult. Ambele Românii merită să trăiască mai bine, să se bucure de beneficiile integrării, ale continuării creșterii economice și ale unei guvernări echilibrate. De asemenea, va trebui să coagulăm în jurul nostru interesele tuturor românilor și motivele care ne unesc, iar nu cele care ne dezbină. Avem un Parlament echilibrat și va urma, foarte probabil, o perioadă de coabitare. Îl felicit pe Traian Băsescu. L-am felicitat de altfel și personal în cursul zilei de astăzi, la telefon, și îi urez succes în mandatul de președinte. Vă mulțumesc! Iată candidatul Uniunii PSD Plus PUR, Adrian Năstase, care tocmai a recunoscut victoria în alegerile prezidențiale a lui Traian Băsescu, candidatul Alianței PNL-PD Dreptate și Adevăr. Suntem din nou în legătură directă cu Alex Dima, care se află la sediul de campanie al Alianței PNL-PD, acolo unde și Traian Băsescu este așteptat dintr-un moment în altul să țină discursul victoriei, pentru că deja, iată, el este câștigătorul alegerilor prezidențiale la o diferență de aproximativ 3% față de contracandidatul său, Adrian Năstase. Alex, înțeleg că deocamdată Traian Băsescu nu a ajuns la tribună. Vorbeam mai devreme de o reacție, dacă există această reacție. Încercam să te întreb dacă există vreo reacție din partea liderilor Alianței PNL-PD cu privire la semnalele pe care încep să le transmită Partidul Umanist Român și UDMR-ul, privind independența lor politică, disponibilitatea de a participa la orice proiect care să asigure stabilitate pentru România. Practic, o invitație voalată la dialog. Există ceva, vreo reacție deocamdată din tabăra opoziției? Mihai, în momentul în care am aflat de decizia celor de la PUR, discutam cu câțiva lideri ai Alianței. S-a aflat aici vestea prin intermediul presei, s-au primit comunicatele în redacție și cineva de la presă a venit și ne-a anunțat. Moment în care a fost primită cu urale această decizie a PUR-ului, cei din Alianță spun că se așteptau la această poziție a celor de la PUR și acum spun că sunt hotărâți să meargă la guvernare. Numărul parlamentarilor de la PUR nu trebuie neglijat. Sunt destul de mulți oameni de la PUR. E vorba, cred, de 26 de mandate, dacă nu mă înșel. Undeva în jur de 26 de mandate, deci vor atârna greu în votul pentru formarea guvernului.
Asta spuneam, că cei de la Alianță așteptau această decizie a PUR-ului, le-a dat încredere. Pe aici, pe holuri, se tot discută de decizia PUR-ului. Acum, aici, în sediul Alianței, încep să vină și alți lideri ai Alianței. Cred că este vorba de Călin Popescu-Tăriceanu. Cum apare un lider al Alianței, este întâmpinat cu aplauze și urale. Nu știu dacă se vede în acest moment. Pe hol sunt, cred că, 200 de persoane. Sunt foarte mulți oameni și în curtea Partidului Democrat. Cum spuneam, am văzut și un preot care a venit să-l binecuvinteze pe noul președinte. Serviciul de pază și protecție, am văzut că este în dispozitiv, doar avem un nou președinte deja, și trebuie păzit. Chiar și-au sporit vigilența pentru că îl păzesc pe președintele ales al României și nu pe candidatul Traian Băsescu. Asta spuneam, și aseară am văzut foarte mulți lucrători de la Serviciul de pază și protecție și acum au venit aici la această conferință, sunt printre noi. Asta este președinte și trebuie să-și facă datoria. Alex, te întrerup o secundă și îți promit că vom reveni la tine imediat ce va apărea la sediul PNL-PD Traian Băsescu, președintele ales al României. Până atunci însă vorbim la telefon cu domnul Gheorghe Frundo, politician marcant din partea UDMR. Bună ziua! Bună ziua! Ce s-a schimbat în strategia politică a UDMR-ului începând cu această dimineață, odată cu aceste rezultate, acum când știm că Traian Băsescu este președintele ales al României? Absolut nimic. Absolut nimic și vă spun și de ce. Noi avem o înțelegere de principiu, deci nu avem o convenție scrisă cu Uniunea PSD PUR pentru formarea unei majorități parlamentare și a unei alianțe guvernamentale, întrucât, potrivit prevederilor constituționale, președintele României poate numi și trebuie să numească un candidat la funcția de prim-ministru, fie din partidul care a obținut majoritatea, fie din coaliția care poate forma majoritatea parlamentară. Mie mi se pare că domnul Traian Băsescu, pe care îl felicit pe această cale, nu are altă cale constituțională decât să-l numească candidat la funcția de prim-ministru, persoana desemnată de către Uniunea PSD PUR. Domnule Frundo, ați fost s-au făcut tentative de dialog din partea Alianței PNL-PD către dumneavoastră? Există încercări de a aduce UDMR-ul alături de opoziție în acest moment? Puteți comenta într-un fel astfel de... Nu. Până în acest moment nu am fost căutat. Dar de cum veți reacționa dacă Alianța PNL-PD vă va propune să faceți guvern împreună cu ei? Cum veți reacționa la o eventuală propunere de acest fel? Eu cred că și asta este o părere personală. Nu este o decizie. Da, sigur, cu tot respectul sunt convins că părerea noastră personală e foarte importantă, dar de asemenea sunt convins că pe telespectatorii noștri ar interesa părerea politică și oficială a UDMR-ului în această chestiune. Nu vă pot spune părerea UDMR-ului pentru că nu am avut încă o ședință în care să hotărâm altceva. Deci ceea ce v-am spus în prima frază, că nu s-a schimbat nimic, este absolut valabil. Nu ne-a căutat Alianța, n-am avut discuții cu Alianța. Cu PSD-ul am rămas în aceleași relații, se lucrează la un program guvernamental comun. Știți că există o echipă care redactează programul comun PSD-PUR plus UDMR și aceasta este starea în momentul de față. Nu s-a schimbat nimic față de acest. Cum comentați comunicatul dat în urmă cu jumătate de oră, 40 de minute de conducerea PUR, prin care partidul își reafirmă independența politică? Cum ar trebui să înțelegem această formulare? Nu știu, deci ei până una alta au luat parte la alegeri sub forma unei alianțe care se numește Uniune. Aceasta are și efecte juridice. Deci, la ora actuală, ei nu au această independență, bineînțeles, au o independență politică, dar nu e independență de formație care este membra unei alianțe legal constituită, iar dacă vor să iasă din Uniune, atunci ei trebuie să facă demersurile juridice prevăzute de lege.
Ați avut, în calitate de politician al UDMR, ați avut atât experiența colaborării politice cu actuala alianță PNL-PD, cât și cu PSD-ul. Da. Cum vedeți în viitor colaborarea parlamentară și care este prioritatea acum pentru UDMR? Deci, prioritatea politică. Coabitarea cu PNSCD-ul, cu PNL-ul și cu CPD-ul și noi a fost foarte grea pentru că exista o luptă internă permanentă, chiar din prima zi a constituirii guvernului până la ultima zi a funcționării acesteia între partidele componente ale coaliției guvernamentale. Cred că noi am fost singura formațiune stabilă care nu s-a implicat în aceste lupte din cadrul alianței. Am și obținut puțin. Acest lucru este adevărat. N-au avut curajul politic colegii să adopte legile asupra cărora noi ne-am înțeles când am format alianța cu dânsii. Cu PSD-ul, care a guvernat de fapt singură, colaborarea a fost mult mai bună și în perioada 2000-2004 am obținut mult mai multe legi care să rezolve în bună parte cererile comunității maghiare din România. Premierul Adrian Năstase a vorbit în discursul pe care l-am auzit cu puțin timp înainte despre coabitare între câștigătorul alegerilor prezidențiale Traian Băsescu și Uniunea PSD Plus Pur. Cum vedeți această coabitare? Va fi o perioadă marcată de, știu, situații similare celor dintre 96-2000 sau lucrurile credeți că vor merge mai bine de data aceasta? Ce părere aveți? N-am văzut declarația premierului Adrian Năstase, dar eu cred că pentru cetățeanul de rând al acestei țări, o coabitare între un președinte de țară de o anumită culoare politică și un guvern de altă culoare politică ar fi benefică. Ar fi instrumentul cel mai eficace în lupta împotriva corupției. Cu un președinte de altă culoare, guvernul ar avea un câmp de manevră, o plajă de mișcare mai restrânsă. Președintele ar fi tot timpul cu ochii pe guvern, tot așa cum majoritatea parlamentară ar fi tot timpul cu ochii pe președinte, iar opoziția cu ochii pe majoritate. S-ar crea acel check and balance, cum o numesc americanii, control reciproc și echilibrarea puterilor din stat, care ar fi benefică cetățeanului. Ceea ce este pericol în această situație este eventuala încercare a unor alegeri anticipate. Asta vreau să vă întreb. Există în clasa politică românească destulă cultura dialogului pentru a nu se ajunge la o situație de acest gen pe care tocmai ați pomenit-o, a unor alegeri anticipate, a unei crize politice și a unui blocaj politic? Da, trebuie să învățăm. Uitați, în sistemul constituțional românesc e foarte greu, foarte, foarte greu ca să provoci alegeri anticipate. În urmă cu 2 ani, Adrian Năstase a încercat acest lucru fără să fi reușit. Domnule Frându, atunci altcineva s-a opus. Nu știu dacă sistemul constituțional nu i-a permis acest lucru. Mă tem sistemul că a fost mai degrabă vorba de voința altor lideri politici și care nici măcar nu erau din opoziție. Stimate domn, eu nu fac o analiză a bârfelor care existau, că s-au opus sau nu s-au opus domnul Iliescu, declarațiile pe care le-au avut. Eu vorbesc pe Constituție, pentru că un președinte responsabil al țării trebuie să respecte în primul rând Constituția. Deci condițiile cumulative impuse de Constituție pentru alegeri anticipate sunt destul de greu de trecut. Nu spun că e imposibil, dar foarte greu. Dar ca și orizont politic, ca și finalitate, poate că eu pot încerca să câștig majoritatea parlamentară, dar prețul pe care îl plătesc este mult prea scump. Ar arunca România în urmă cu ani de zile și atunci, într-adevăr, aș vedea periclitată intrarea în Uniunea Europeană în 2007. Și dacă îmi permiteți o paralelă cu o țară a Uniunii Europene, cu Franța, aduceți-vă aminte că în urmă cu câțiva ani, nu prea mult, Jacques Chirac a încercat aceeași manevră. Alegeri anticipate pentru a câștiga majoritatea parlamentară. A pierdut. Au câștigat socialiștii detașat datorită faptului că Chirac a insistat pe alegerile anticipate și le-a impus împotriva voinței multor cetățeni. Și cetățeanul român ar fi deranjat de faptul că îi se forțează mâna, că se încearcă alegeri anticipate nemotivate.
alegerile anticipate sunt o excepție, ceva care trebuie să se întâmple doar atunci când nu ai alte șanse de a rezolva problema. Deci eu aș fi împotriva alegerilor anticipate, aș fi pentru această coabitare între un președinte care va fi, bineînțeles, neutru, dar susținut de opoziția parlamentară și un guvern care va fi mult mai strict controlat de președinte și prin prezența la ședințele guvernului și prin actele pe care le are la îndemână, actele legale mă refer, și acest lucru va fi benefic cetățeanului acestei țări. Va fi foarte interesant de urmărit cum vor evolua lucrurile, cine va reuși să facă guvernul și să obțină o majoritate parlamentară și mai ales cum va funcționa în premieră un eventual sistem de coabitare în România. Domnule Frundo, în vecine, în Ungaria, se întâmplă acest lucru. Și Fidesu, când a fost la guvernare, l-a ales președinte pe Madl din al treia încercare, iar Madl coabitează acum cu o coaliție socialist-liberală. Este o experiență prin care poate va trece și România, o experiență democratică. Domnule Gheorghe Frundo, vă mulțumesc foarte mult. Mergem acum la Camelia Spătaru, colega mea care, așa cum ați văzut, se află la sediul de campanie al Uniunii PSD Plus Pur, acolo de unde, în urmă cu puține minute, Adrian Năstase, candidatul Uniunii la funcția de președinte, a ținut un discurs în care a recunoscut victoria lui Traian Băsescu în alegerile prezidențiale, l-a felicitat pentru această victorie, însă a spus de asemenea că PSD Plus Pur, Uniunea PSD Plus Pur, este cea care are cel mai mare număr de mandate, care a negociat deja o majoritate în Parlament cu DMR-ul și de asemenea a declarat: sper că Traian Băsescu va ține seama de această situație. Un discurs foarte echilibrat, Camelia, din ce am văzut la prima analiză. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aș vrea să vă informez, în primul rând, faptul că în această dimineață președintele României, domnul Ion Iliescu, l-a sunat pe domnul Traian Băsescu pentru a-l felicita personal pentru rezultatul obținut ca urmare al celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Cei doi au avut o discuție cordială, convenind să aibă o primă întâlnire în cursul zilei de joi, 15 decembrie, atât o întâlnire bilaterală, cât și la nivelul principalilor colaboratori, pentru asigurarea unui transfer adecvat, atât al prerogativelor, al puterii, al documentelor, cât și pentru o trecere în revistă a agendei internaționale, căruia președintele României trebuie să îi se dedice în următoarea perioadă. În acest context aș vrea să vă spun că domnul președinte l-a invitat pe domnul Traian Băsescu să îl însoțească la Bruxelles, la 17 decembrie, la reuniunea Consiliului European. Deci, practic, la această reuniune, când se va adopta decizia politică de încheiere a negocierilor cu Uniunea Europeană, vor participa președintele ales, președintele în funcție, ca și primul ministru în funcție. După părerea președintelui, acesta va fi un semnal foarte bun pentru a arăta faptul că în România democrația funcționează și toate lucrurile intră în normalitate. În orice caz, domnul Ion Iliescu, președintele României, dorește în mod special să salute modul corect în care s-a desfășurat procesul electoral în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale și apreciază spiritul civic al cetățenilor români. Din punctul de vedere al șefului statului, votul de duminică este o confirmare a solidității și funcționalității democrației românești, a intrării în normalitate după 15 ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Așa cum am spus mai înainte, domnul președinte Iliescu transmite în mod public sincerele sale felicitări domnului Traian Băsescu, candidatul Alianței DA, PNL-PD, și urează succes în misiunea sa de mare răspundere pentru a asigura stabilitatea politică și socială
necesară continuării creșterii economice și finalizării procesului de aderare la Uniunea Europeană. Domnul Ion Iliescu, președintele României, dorește de asemenea să adreseze felicitări calde domnului Adrian Năstase, candidatul Uniunii Naționale PSD și PUR, pentru modul responsabil în care a înțeles să-și transmită mesajul și să-și promoveze proiectul său politic. Domnul Ion Iliescu îi mulțumește primului ministru al României și tuturor membrilor guvernului pentru colaborarea din toți acești 4 ani, apreciind în mod special performanțele guvernului care au permis României aderarea la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Șeful statului consideră că acum intrăm într-o nouă etapă a dezvoltării națiunii române, când toate forțele politice și toți cetățenii trebuie să dea dovadă de responsabilitate și de spirit civic, de solidaritate socială și națională, pentru a continua tot ceea ce am început cu 15 ani în urmă, în decembrie 1989. Fiind probabil ultima noastră întâlnire în calitatea mea de purtător de cuvânt al administrației prezidențiale, eu doresc să vă mulțumesc personal pentru buna colaborare pe care am avut-o în toți acești ani și eu cred că am reușit nu numai să colaborăm, ci și să stabilim relații oarecum de afecțiune. Eu sper că în această viață drumurile noastre să se mai întâlnească. În orice caz am ținut în mod special să vă mulțumesc pentru încă o dată și să vă doresc succes în viața personală și profesională. Mulțumesc foarte mult! Ați urmărit declarația purtătorului de cuvânt al administrației prezidențiale, doamne. Ar fi extrem de dificil să obțină o majoritate parlamentară care să treacă un guvern. Pentru Alianță ar fi chiar un pic mai greu pentru că ei au ceva mai puține mandate, nu cu mult mai puține, dar au, dacă nu mă înșel, cu vreo 25 de mandate mai puțin decât PSD Plus. Oricum PSD-ul nu avea majoritatea în Senat, dar domnul Traian Băsescu a spus că nu va face o alianță cu PRM-ul, dar probabil că acest lucru exclude sprijinul parlamentar pe care l-ar putea oferi, cel puțin în prima perioadă, până când lucrurile se vor mai liniști în Parlament, Partidul România Mare. De asemenea, dacă tot insistăm în aceste analize, ajungem la ceea ce discutam ieri, Mihai, și anume de posibilitatea organizării de alegeri anticipate. Dacă guvernele se înceapă să cadă în fiecare lună, dacă ele nu se vor putea forma datorită distribuției voturilor în Parlament, soluția nu poate fi decât tot democratică, și anume alegeri parlamentare anticipate. Și așa trebuie organizate acum alegeri locale la București. Da, să vedem când se va întâmpla acest lucru. Oricum, mai e mult până atunci și problema care interesează, cred, pe toată lumea este legată de guvern. Cine va face guvernul, cine va reuși să treacă prin Parlament acest guvern. România e în fața unei premiere, o premieră a unei eventuale coabitări. Cum crezi că va face față, Bogdan, clasa politică românească a acestui examen? Dacă se va ajunge la coabitare, vom trece printr-o perioadă de crize continui, vom avea în fiecare săptămână câte o confruntare între diversele partide politice, între, știu, președinte și parlament, sau vom învăța din experiența vecinilor noștri, unguri sau polonezi, care au reușit chiar să intre în Uniunea Europeană având guverne minoritare la putere? Mi-e seama că România nu este îndeajuns de matură din punct de vedere politic pentru a trece ușurință sau măcar relativ stabilă peste o coabitare. Deci noi avem experiențe foarte triste în domeniul coabitării. Dacă vreți, chiar domnul Băsescu a trecut pentru o asemenea experiență în timpul... Acest proces nu poate fi desfășurat cu succes și cu certitudine va fi un eșec dacă politicienii care vor conduce România în următorii 2 ani nu vor explica pe înțelesul fiecărui român care sunt costurile acestui proces. Atâta timp cât națiunea română va rămâne cu impresia că procesul de integrare este un proces în care este implicat numai guvernul, cu siguranță pe parcursul desfășurării
operațiunilor de pregătire a României pentru integrare, tot mai puțin români își vor dori ca România să fie integrată. Avem nevoie de un proces de integrare în care poporul român să fie solidar, să accepte costurile procesului de integrare în perspectiva satisfacțiilor de după integrare. De asemenea, un alt element în jurul căruia trebuie să coagulăm întreaga națiune, solidaritatea întregii națiuni, este problema sărăciei. Nu avem voie să ne facem că mai mascăm sărăcia sub statistici. Marea realitate este aceea că prea mulți dintre pensionari au pensia mai mică decât factura la încălzire pe timp de iarnă. Prea mulți dintre pensionari au pensia mai mică decât costul facturii la energie electrică și gaze pe lună. Prea mulți dintre țărani, mici proprietari, devin tot mai săraci chiar și în anii în care recoltele au fost bune. Prea mulți dintre tinerii României încep să creadă că România nu mai este o țară în care ei au șanse. Acestea sunt priorități ale mele ca președinte al României. O prioritate deosebită pe care mi-o propun în perioada imediată după instalarea la Cotroceni este scoaterea instituțiilor statului de sub influență politică. Instituțiile statului trebuie să acționeze conform Constituției și conform legilor lor de funcționare. Nu este permis niciun fel de amestec al politicienilor în justiție, în poliție, în parchete, nicăieri acolo unde se tratează problemele grave ale încălcării legilor. Voi fi un președinte care va veghea și va proteja instituțiile statului de orice tip de influență politică. În același timp, instituțiile statului care au fost politizate trebuie imediat depolitizate și puse în slujba națiunii române și nu în slujba unui partid sau a altui partid. Aș vrea ca toți șefii de instituții să știe, nu se schimbă stăpânii. Schimbarea PSD-ului de la putere nu înseamnă că au venit noi stăpâni de la alianță. Și le cer tuturor să-și facă datoria așa cum scrie în lege, neținând cont de niciun fel de influențe politice. Îi rog să nu se pregătească să se reorienteze. Le cer atât să respecte legea începând de astăzi, dacă până astăzi n-au făcut-o. În calitate de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, atunci când voi fi președinte validat și cu jurământul depus în fața Parlamentului, voi introduce în strategia de apărare a țării problema corupției. Apreciez că în momentul de față corupția la nivel înalt a devenit sau este pe cale să devină o amenințare la adresa siguranței naționale. Din acest motiv, corupția la nivel înalt trebuie tratată ca o amenințare la adresa siguranței naționale. Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, odată adoptată, hotărâre prin care corupția la nivel înalt este apreciată ca o amenințare la adresa siguranței naționale, va face din instituțiile componente ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării instituții care vor avea
ca prioritate lupta împotriva corupției. Indiferent că această instituție este Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Ministerul Justiției, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Finanțelor, toate vor avea prioritate zero lupta împotriva corupției. Am în vedere ca unul din angajamentele pe care mi le-am asumat în campania electorală restabilirea demnității românilor. Când vorbesc de demnitate restabilită, mă refer la demnitatea care a fost luată românilor și trimiterea a milioane de români în umilință prin sărăcie. Nu poți să vorbești de om demn atâta timp cât tu, stat român, îți umilești cetățenii prin pensii prea mici, prin sprijin prea mic pentru țărani, prin șanse zero pentru generația tânără. Restabilirea demnității acestor categorii înseamnă pentru unii șanse, iar pentru alții posibilitatea de a trăi decent. Este o prioritate care nu ține numai de realitățile bugetului de stat. Este o prioritate care trebuie să țină cont, în primul rând, de decizia politică. Atâta timp cât statul român își va umili milioane de cetățeni prin sărăcie, în mod cert, națiunea română nu va avea coeziune. Obiectivul meu este să restabilesc coeziunea națiunii române. În ceea ce privește societatea civilă, orice societate democratică are nevoie de o societate civilă puternică. Nimeni altcineva decât societatea civilă nu se poate constitui într-un sistem de alertă timpurie pentru problemele care apar în societate. Îi asigur pe cei care acționează în zona societății civile că în viitorul președinte al României vor avea un factor de sprijin, de încurajare, un politician conștient că societatea civilă este în cele din urmă chiar elementul fundamental de susținere a problemelor societății românești în ansamblu. Sunteți aici ziariști din toată presa românească. Vreau să știți că un lucru extrem de important pe care România l-a pierdut în ultimul timp a fost libertatea presei. Vă garantez, în calitate de viitor președinte al României, că în România presa va redeveni liberă. Orice stat, orice politician care subordonează, pune sub control, ia libertatea presei, se pregătește pentru pasul următor, acela de a lua libertatea poporului. Vă garantez că îmi voi face un titlu de onoare ca președinte al țării din a garanta și a susține libertatea presei. În politica externă, cel mai important element pentru garantarea siguranței naționale a României va rămâne, dincolo de apartenența noastră la NATO, relația de parteneriat strategic cu Statele Unite, Anglia și România. Axa Washington-Londra-București va fi o axă prioritară de politică externă a președintelui României. În același timp, consolidarea poziției noastre în NATO, în calitate de stat membru aflat la frontiera orientală a Alianței, precum și a Uniunii Europene,
va fi un element de asemenea major de politică externă. România se află la zona de contact între NATO și Uniunea Europeană, pe de o parte, și statele foste ale Uniunii Sovietice, iar din acest punct de vedere, prin bunele relații cu Ucraina, cu Rusia, cu Bielorusia, cu Gruzia, România trebuie să fie un factor de stabilitate la frontierele NATO. Pentru Moldova vom avea o politică de parteneriat. Sper